toți, dar absolut toți, reprezentanții organizațiilor, hai să zicem așa, de drept public din domeniile cercetării și inovării, fie că ne referim la institute de cercetare, fie că ne referim la universități, fie că țin de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, fie că țin de Ministerul Culturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fie că țin de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. După cum vedeți, suntem foarte mulți și diferiți, lucru care e benefic. Motivul pentru care ne-am adunat. Vine finele anului 2019. Se termină finanțarea instituțională și se termină celelalte proiecte de finanțare, mici și mărunțele, care au fost finanțate prin alte instrumente. Ministerul s-a îngrijit, a depus maximă diligență să elaboreze documentele de politici necesare pentru continuarea reformei în domeniul cercetării și domeniile cercetării și inovării. Recunosc că n-a fost ușor. Mulțumesc celor care ne-au ajutat. Le mulțumim și celor care ne-au pus piedici. Asta ne-a obligat să ne uităm o dată în plus peste actele pe care le-am elaborat, să ne convingem că sunt bune. Recunosc că ne presează timpul și această întâlnire, într-un format atât de extins, este pentru a intermedia o discuție sinceră, directă, cu rezultate concrete la care să ajungem astăzi, cu niște concluzii, între Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, entitate creată special pentru a organiza concursul național de proiecte, agenție care și până acum așa pregătit funcționalitatea, dar de aici încolo are un examen greu de trecut și sperăm să-l treacă cu brio. Noi avem încredere în agenția creată și în procesele care urmează să le organizeze cu stafful pe care îl are acum. Suntem siguri că politicile pe care guvernul le-a elaborat urmează să fie implementate și de asta ne îngrijim, nu ezităm ca minister, nu ne lăsăm deoparte. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este extrem de tehnic. Noi, de fapt, ministerul, o să fim mediatorii unei comunicări între dumneavoastră, aspiranții la proiecte de cercetare finanțate din bugetul de stat și agenția care va trebui să organizeze, să desfășoare și să finalizeze cu succes concursul național de proiecte. De ce spun asta? Fiindcă, paralel cu activitățile pe care le desfășurăm astăzi și cele care nu le vedeți noastre, rezultatele le aducem la cunoștință post factum, ne îngrijim de două procese bugetare importante. Așa se întâmplă că ne-i dragă să facem cercetare, că asta vine din suflet, este vocație, dar fără bani nu facem nimic. Ministerul, alături de alte entități, Academiei de Științe a Moldovei și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și cele două ministere care au instituții de cercetare în subordine, este plenar implicat în finalizarea CBTM-ului, cadrul bugetar pe termen mediu, adică banii care statul, Republica Moldova, urmează să-i aloce în următorii 3 ani pentru cercetare. Programul nostru este pentru 4 ani. Paralel cu asta se face legea bugetului pentru 2020. Lege în care programăm marea parte a sumelor bugetare către ANCD. Circa 207 milioane este bugetul alocat pentru salarizarea cercetătorilor care vor câștiga proiecte organizate în echipe de cercetare. Se va întâmpla începând cu ianuarie 2020, o să depunem diligență, alături de colegii noștri la Centrul de Implementare a Reformelor, să achităm salariile în decembrie, pe decembrie, o să depunem efort și o să optimizăm, am lucrat până acum la turații maxime, de aici încolo și mai maxime vor fi, ca în ianuarie să avem formalizat, dacă putem să zicem așa, perfectate documentele finale, contracte de finanțare și scheme de încadrare pentru noile finanțări. În acest context vom vedea rezultatele concursului, dar scopul nostru de astăzi este nu să punem la îndoială că a fost reforma din 1900, că a fost reforma din 1700-2000, că este rău programul național și că, vezi, Doamne, 1500 cercetători o să rămână fără salarii. Noi nu tragem cărțile seara,
Nu știm ce ne așteaptă mâine, dar Doamne să fie bine, dar suntem foarte optimiști. Și din considerentul ăsta, discuțiile noastre de astăzi vor fi exclusiv tehnice, menite să dinamizeze procesul. A început târziu, recunosc, mi-aș fi dorit să înceapă mai devreme, dar decât să înceapă prost, mai bine să punem umărul, să-l pornim corect, astfel încât să nu se oprească la mijloc de cale și vândem pe dumneavoastră, pe toți, indiferent de faptul ce se bărfește în Mahala, prin scrisuri semnate sau nesemnate, să nu vă opuneți acestui sistem, dar să ne ajutați să-l facem benefic comunității academice din Republica Moldova în termeni proximi, adică în 2019. Ofer cuvântul doamnei Boachi, care a lansat, este director interimar la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Bănuiesc că o cunoașteți. A lucrat și anterior, are o experiență care sper să fie valoroasă și pusă în valoare cu această ocazie. Agenția a lansat un proiect de intenții de anunț, nu știu dacă mă exprim corect, și acest anunț, cel puțin din perspectiva Ministerului, a fost, noi am avut o reacție pe care nu o facem publică, dar este supus discuțiilor publice. Mizăm și pe multă documentație tehnică care ar fi trebuit și cred că este elaborată, urmează doar să fie plasată pe site, astfel încât munca dumneavoastră de elaborare de proiecte să fie mai ușor de realizat. Știu că sunteți gata sau sunteți în așteptarea proiectelor din ianuarie 2019. Știu că finanțarea prelungită artificial, dar din circunstanțe care ne-au depășit ca voință, n-a fost o pomană. Mi-a reproșat cineva, Doamne, nu spuneți că ne-ați dat de pomană. Noi n-am dat de pomană, dar am făcut un efort care nu ne-a costat ieftin, credeți-ne, să prelungim această finanțare cu un an, finanțarea instituțională pentru 4 ani, și vreau să vă dezamăgesc și să vă spun că nu o să ne reușească să facem acest lucru în 2020, dacă pe asta mizăm. De aceea, la treabă, doamna Boag este la dispoziția dumneavoastră, vă face o incursiune în intențiile așezate pe hârtie la nivel de proiect a NCD-ului. Suntem foarte mulți, n-am făcut prezentările că așa ar fi fost frumos, dar cred că depășim acest element de protocol, de a ne cunoaște moleacă, cu mulți dintre dumneavoastră destul de bine. Și în funcție de... Eu să fiu moderatorul, tamadaua la ședința de astăzi, în funcție de subiectele pe care doamna Boaghi le abordează, o să vă rog să nu ezitați să puneți întrebări și să ajungem și la niște concluzii astăzi pe care să le urmăm. Vă mulțumesc frumos! Doamna Boaghi, aveți cuvânt. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, doamna secretară de stat, domnule cercetării, doamna Melei. Melanie, asta e. Bună ziua tuturor! Deci, doamna secretară de stat, mulțumesc pentru această inițiativă de a ne aduna pe toți comun și să discutăm problemele, deci ce țin de, vis-a-vis de programele de stat. După cum cunoașteți, agenția are misiunea de a asigura excelența și performanța în vederea realizării priorităților naționale care sunt stabilite de către guvern. Totodată, prin hotărârea de recent care a fost elaborată și aprobată în august, deci avem 4 tipuri de concursuri. Proiecte, deci, în domeniul transferului tehnologic, care urmărim să fie lansat acest concurs după acest concurs care acum este în dezbatere publice. Avem proiecte bilaterale și multilaterale, deci unul dintre care va fi lansat chiar peste o săptămână, deci ca urmare a unui, să zic, un acord multilateral, Iranetros Plus, și bilaterale vor fi lansate anul viitor, deci cu Turcia, ca urmare a unui acord bilateral cu Turcia. Cu referire la proiectele de postdoc, deci așteptăm ultima, deci strihare a proiectului și ulterior vom lansa acest concurs. Astăzi avem ca scop să discutăm, deci în dezbatere publică, pachetul de informații cu privire la programul de stat, pe care ne-am bucurat să cunoaștem și poziția dumneavoastră vis-a-vis de acest concurs. Și atunci, alătură l-am pe domnul Vasile Pușcaș, șef de direcție, care se preocupă nemijlocit cu organizarea concursului. Îți dau cuvântul ca să discutăm fiecare condiție în parte.
Noi, în programul național, până dumnealor se pun de acord, în programul național sunt 5 priorități. Ceea ce, din vechile maniere de finanțare, se numeau direcții strategice și se regăseau într-o hotărâre de Parlament. Aici avem 5 priorități, discutate, răzdiscutate și, bineînțeles, neagreate unanim, dar trebuie să punem capăt, fiindcă nu cred că cineva, noi le-am ales pe cele împotriva cărora nu o să găsească nicio voce disidentă. Fiecare din cele 5 priorități are câteva direcții și în programul de cercetare și inovare se regăsesc și repere pentru rezultatele scontate în cazul în care se aspiră sau ne propunem să facem cercetări la direcții, la una sau altă direcție. Menirea Ministerului este să aloce, să estimeze anual sumele de bani pe care le distribuie agenția. Menirea agenției este să fluidizeze acest proces ca dumneavoastră să vă fie clar când, cum, ce depunem. Acum mi-e frică să spun, nu cred că agenția o să vă spună cine o să le evalueze. Că obligația este să păstrăm confidențialitatea experților. Adevărat, noi am recepționat avizul dumneavoastră și am reținut punctele pe care, deci, le prelucrăm. Cu privire la expertizare, noi lucrăm de la crearea agenției sub altă formulă, deci încercăm să modernizăm aspectele care, deci, cu timpul se modernizează, că nu le fac asta peste o noapte, dar deci prelucrăm acest aspect inclusiv. Vreau să fie o întrebare dumneavoastră. Ați introdus punctul că pe parcurs, când Academia de Știință organiza concursul, am participat cu două proiecte, deci unul a trecut. Și eu, ca membru Consiliului Suprem la Academie, am abordat întrebarea că expertul care a examinat lucrarea să argumentez din cauza în care mi-au luat numai 20 puncte și așa în care numele mi-au luat 26. Domnul profesor, și eu nu mă numesc, dar vă rog explic de diferența la un expert în proiect europei. În 2020 era special cu proiectul european. Se regăsă obligatorul, atunci când expertul depunctează proiectul, se explice foarte explicit
Eu zic să nu mergem înaintea căruții așa, să vorbim mai întâi despre cum depunem proiecte și după aia să ajungem la expertizare. Doamna Boghi? Cuantum estimativ pentru acest tip de concurs este 207 milioane lei, întreg și 3. Cu siguranță nu știu, deci la final de an cred că mai concret o să ne spună ministerul exact care sunt cuantumul estimativ mai concret pentru acest tip de concurs, dar la moment este un cuantum estimativ estimat. Intenția noastră a fost să urmărim practicile internaționale și să divizăm cercetările fundamentale și aplicative sub procentaje, divizăm această finanțare 30-70%. Totuși au apărut și avize prin care propun nedivizarea acestei finanțări, deci aici urmează să mai discutăm cu Ministerul asupra acestui aspect și să pledeam pentru a participa și fiecare participant să-și selecteze, deci cercetarea sa este fundamentală sau este aplicativă, dar vreau să contez un moment că este important ca orice propunere de proiect să răspundă la rezultatul scontat care este prevăzut în programul național. Deci să urmăriți primul rând, deci ăsta este, va fi de fapt scopul evaluatorului în primul rând, să examineze dacă scopul scontat care este prevăzut de hotărârea de guvern este atins prin cercetările pe care le doriți să le desfășurați. Despre fundamental și aplicativ. Eu cred că noi undeva încercăm să ne amăgim pe sine, noi înșine, atunci când vorbim despre fundamental separat și aplicativ separat. Considerând din care vă îndemnăm, vă încurajăm și vă susținem să scrieți proiecte care implică cercetători cu abilități de cercetare fundamentală și cu abilități de cercetare aplicativă, în funcție de prioritățile și direcțiile și rezultatele pe care vi le propuneți. Sunt foarte puține prioritățile care pot să se axeze exclusiv pe finanțarea cercetării fundamentale. Ne propunem să susținem aceste direcții, dar nu ne propunem să impunem fundamentalul acolo unde el nu și are locul. De aceea vom vedea, noi nu putem anticipa, depinde și de ingeniozitatea și creativitatea și implicarea dumneavoastră în a convinge experții de la NCD despre caracterul fundamental aplicativ al proiectului, fiindcă vorbim de 4 ani totuși, de finanțare care urmează să fie alocată pentru o perioadă de 4 ani, dar contracte se vor încheia anual și de aceea vă îndemnăm să îmbinați fundamentalul cu aplicativul și să nu fugiți într-o extremă sau cealaltă, fiindcă una fără alta nu poate exista. Acum trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să, în felul ăsta o să reușim să avem rezultate bune. Dacă nu divizăm fundamental de aplicativ pe priorități, nu divizăm banii. Banii sunt coș comun. O glumit, doamna Boghi, 30-70. Noi am urmărit standardele internaționale și am depus la, la discuția dumneavoastră pentru ca să vedem intenția dumneavoastră, poziția dumneavoastră asupra acestui aspect. Am urmărit standardele, deci noi vrem să inserăm ceva, deci să mergem pe o anumită undă. Deja descrie, deci, la dispoziția dumneavoastră. Cadrul ședinței Consiliului Științific al Institutului de Chimie, care ar fi finalitatea proiectelor aplicative? Care ar fi finalitatea proiectelor aplicative? Până unde ajungem? Până la implementare în practică? Deoarece, ținând cont de procedura dificilă de lungă durată privind implementarea, deci, rezultatelor științifice în economia națională, noi am propus ca finalitatea deci să fie deci elaborarea unui brevet, adică primirea unui brevet de invenție. Da, depinde de domeniu. Da, deci trebuie să fie foarte clar până unde ajungem.
Ca noi să... Cert este că o cercetare fie este aplicativă, fie este fundamentală. Și nu poate... Singură propunere de proiect, ambele. Deci, ce obțin acesta nu este o practică. Deja vedem procentajul finanțării și fiecare propunere de proiect. Păi noi trebuie să fim, să știm concret până unde ajungem, până la depunerea proiectelor. Deci care este finalitatea? Asta e, vă rugăm ca să ne răspundeți la această întrebare, dacă nu acum, poate mai târziu. Adică, într-o săptămână. Da, condițiile. Finalitatea. N-am să pot răspunde. La microfon, vă rugăm! La microfon, dar nu lucrează telefonul de microfon. Să vă auzesc și reșine și pe microfon. Vina de curăși când o să ne fie Nicolae Pizdimița. Am spus și noi, am făcut și un exercițiu foarte public, am văzut în locuri. Și mai mulți colegi, din toate sunt divizorii din cercetare, au fost cel de 60 de participanți, au venit cu ideea de a totuși nu separa în domeniul medicină, fundamental și aplicativ. Pentru că de cercetare e aplicativă. Pardon că vorbesc doar de domeniul meu, dar atât spun, nimeni mai aproape. Da. Este imposibil de a face o știință în domeniul sănătății, ne implicând componenta fundamentală. Deci, aplicativ viceversa. Viceversa, tot ce se face fundamental în domeniul sănătății este de dragul aplicativității. Și de atât la noi venim în susținerea propunerii de a, cel puțin în domeniul medicinii, de a implementarea. O alternativă ar putea să fie ca cei care scriu proiectul să indice în care este proporție. Dar oricum, adicăzăm în situația care noi spun așa, e destul de stare. Pentru că cuantumul de finanțare la domeniul aplicativ eu vorbesc despre... așa. Asta e o propunere. A doua, eu într-un fel poate, spunem așa, exploatez faptul că am luat cuvântul. Da. Noi predăm pentru interdisciplinaritate, noi predăm pentru integrarea aplicativului și fundamental, și totodată interzicem participarea unui laborator fundamental la câteva sau pe unei entități sau unui aplicat la mai multe, la mai multe proiecte. Cel puțin la două proiecte, la trei proiecte. În situația da, în situația da, iau o situație concretă. Laboratorul, să zicem, de imunogenetic, laboratorul de genetic, care ar trebui să ajute o serie de proiecte aplicative, rămâne limitat doar la un singur proiect. Eu vorbesc în domeniul programului de stat. Pentru că așa e situația care era în domeniul randamentului de folosire a capacităților de cercetare. Ați găsit această limitare în actele hotărârii de guvern sau ați găsit-o în anunț? Este în punct 3.8, limitarea doar conducătorul și executorul. Distanția dată noi artificial limităm posibilitatea de a utiliza aceleași tehnologii care se aplică în fundamental în mai multe proiecte, în mai multe proiecte din domeniu. Asta mi se pare că nu e prea, nu e prea rațional. Și așa mai avem ca realitate de executor de proiect din mai mult de un proiect finanțat. Asta e simplu. Asta e simplu. Chiar scrie. Nu faptul că e vorba totuși de un proiect de anunț care o putem îmbunătăți. Da. Am luat asta mai refer, pentru că și am luat cuvânt. Încă ceva. Consorții, trezește întrebări, momentul consorții. Consorții se încheie sau acordul consorții se încheie pentru realizarea unui singur proiect sau unui singur program de stat sau este vorba de niște acorduri cadru între instituții în scopul realizării unor cercetări în domeniu sau în general a realizării unor cercetări. Asta, de fapt,
cele mai, spunem așa, cele mai abordate subiecte, dar în discuție. Presupun că vă referiți la parteneriate și clasele, așa le-am numit noi în hotărârile de guvern. Da. Da, dar iată aici este... Adică nu este doar formulat, spunem așa. Dacă discuția este formulată, clar, pentru proiect, pentru... Asta e rolul, să zicem, sectorul de... Aici trezește, adică, de ce țin eu să spun că formularea asta mai puțin exactă, trezește sau permite diferite interpretări și nu știu, dacă stau de interpretat în profil, unul va interpreta, eu care îi convine un grau, altul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Porocchi. Deci, am sesizat întrebarea dumneavoastră de referitor la acorduri. Deci, asta, cum vedeți în anunț, va fi un model de acord și în acest acord se specifică clar că acest acord este pe durata proiectului. Exemplu clasic, noi l-am luat de la chiar și programul Orizont și alte tipuri de programe, deci se încheie pe durata proiectului un acord de parteneriat. Cu referire la o propunere de proiect, Acordul este obligatoriu? Da, cazul unui parteneriat, acordul este obligatoriu. Pentru toate. Pentru toate, da. Libertatea dumneavoastră va aparține. Puteți aplica ca instituție unică, puteți aplica într-un parteneriat sau cluster pentru a asigura și atinge multidisciplinaritatea, dar dacă mergeți împreună, o universitate și un institut, trebuie să aveți un acord de parteneriat preîncheiat, în care să fie stipulat care și ce se ocupă, și fiindcă finanțarea va fi atribuită fiecăruia, nu va merge la liderul de proiect ca să depind, dă-mi loc, eu sunt cu tine în parteneriat. Adică trebuie să ne gândim bine să facem acest acord înscris, să-l prezentăm ANCD-ului, ca el să distribui banii corect. Dar de ce cei care au activitate aplicativă au posibilitatea să înainteze proiecte independente, adică instituție independentă? De ce este obligatoriu să fie acest acord? Noi, eu repet, poate n-am fost corect înțeleasă, uitați de aplicativ și fundamental, uitați-vă la priorități și aplicați instituția dumneavoastră sau instituția noastră cu alte instituții în parteneriat. Nu există nicio limitare sau vreo interdicție. Toate formulele sunt bune, importanță de rezultat. Deci, în cazul numai când aveți un partener pe care vreți să desfășurați această cercetare, așa, în cazul dat, veți semna un acord de parteneriat prin care distribuiți rolurile, da? Cine este lider, cine va răspunde și va reprezenta proiectul, ce drepturi am eu, ce deviză am eu, deci organizația cu tare și ce partenerul meu are. Deci, sau pot fi trei parteneri, în cazul dat, sau patru, ca noi să știm cui și cât îi se cuvine. Da, cui și cât îi se atribuie în sensul banilor. Menirea mea este eu să fac puțină liniște, văd că sunt cinci spiritele, doar puțin. Finalizează doamna, vă dau voie din asta și pur pe rând. Domn Porocchi, așteptați rând. Participarea la concurs sunt bază, pentru fundamentale, independent, și dar pentru aplicative, acordul de participare. Și ne-a pus și pe noi în gardă acest lucru și sperăm să se schimbe. Noastră, de exemplu, și prezintă independență. Dați să ne discutăm mult, este în redacție nouă. După avizurile pervenite la Agenția Națională, punctul 3. Microfon. La concurs, poate participa organizații în domeniul cercetării și inovării independent sau în clustere parteneriate cu organizații în domeniul cercetării și inovării pentru cercetări fundamentale și cercetări aplicative, în conformitate cu acordul de colaborare dintre parteneri cu indicare persoane juridice, lider al clusterului parteneriat. Deci, sau putem să nu? Da. Și singur și nu singur. Da, vă rog. Deci, îmi cer scuze două cuvinte. Nu am știut de atât în condiții. Lipsește informația privilegiată proiectelor instituționale. Deci, în cazul față, ce am înțeles, proiectul este stat. Stăm. Da. Asta.
ca să nu persistăm în eroare. Noi, AMU, suntem în prezent și ne gătim de viitor. Proiectul instituțional ține de trecut și se termină în 31 decembrie 2019. Mai departe, în paragraful privind politicii de participare se menționează că la concurs pot participa organizații din domeniul cercetării și inovării, inginerie, pentru cercetări fundamentale sau pentru cercetări aplicative în clase. Deci, în cazul acesta, nu credeți. Eca, așa, nu-i corectat. Da, bun, așa. Mai departe am spus că în caz că sunt obligatorii, va fi dificil într-o perioadă să mă restrâns, adică sunt sau da, sau bun. Să mai departe. Nu este concretizat dacă, nu este concretizat dacă cofinanțarea este obligatorie sau nu și în ce proporție. Dacă ea este obligatorie, instituții finanțate din bugetul de stat și de altă, doar și conform rubricii categoriei de cheltuieli, cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de stat. Nu e cofinanțată. Da. Nu e. Am înțeles. Dar, dacă, nu știu, eu aici sunt de acord. Mai departe, conform rubricii categoriei de cheltuieli, nu se acceptă cheltuieli pentru menținere și dezvoltarea infrastructurii. Conform rubricii categoriei de cheltuieli, nu se acceptă cheltuieli pentru menținere și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniul cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului. Și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic. În acest caz este încetat de funcționat, din care surse vor fi suportate cheltuielile din funcționare. Fiindcă mai jos de colaborant se numește partea tehnică. Atunci se întreabă, din care surse vor fi cheltuielile? Tot de la bugetul de stat. De către fondator vor fi alocate surse către fiecare institut sau universitate pentru a asigura necesitățile... La fondator. Of course. Fondator, ministerul dumneavoastră, ministerul nostru, ministerul altul. Pentru ca să acoperim necesitățile de finanțare instituțională, semnificând anume infrastructura și personalul necercetători. Am înțeles așa. Acele 200-207 milioane, măr pentru cercetare. Exclusiv salariile cercetătorilor. Partea tehnică va fi asigurată în fondator. Fondatorul, tata și mama dumneavoastră, va da bani pentru ca să... Da. Mai departe. Eu mă știu cum vreau să-mi dea tinerii cerești se consideră până la 40 de ani. Noi la toată viața. Noi am aflat în 85 de anul trecut. Da? Și o întrebare știți așa mai simplă. Ce mai mare secție este secție medicală? Dar la finanțarea stă pe ultimul loc, din ce cauză. Cum e? Deci mai multe direcții, mai multe abordări, mai multe și mai departe, după pondere ce revine la fiecare direcție, noi suntem pe ultimul loc. Deci spectrul de întrebări e cu mult mai mare joc de ori ca alte direcții, dar pondere de revedere e aproape ultima. Deci nu știu. Întrebarea este sacramentală, dar... Suntem o țară mică, nu foarte bogată și surse suplimentare bugetare pentru cercetare deocamdată nu avem decât dacă nu justificăm niște rezultate pentru viitorul program cadru. Program național. De aceea, sursele sau sumele pe care le vedeți aici alături de fiecare prioritate reprezintă de fapt bugetele actuale pe care le au ministerele de profil în eventualitatea în care ne referim la o prioritate sau alta. Adică suma tuturor salariilor cercetătorilor și corectificarea bugetară. Nu am inclus rectificarea aici. Așa, corectificarea bugetară care a venit urmarea implementării legii 270. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Cât este atât? Asta îmi permiteți. Îmi permiteți că am vrut să întreb. Deci acum, începând cu data din 23 septembrie, vor demara concursul pentru program de stat. Cealaltă pentru un transfer tehnologic, am înțeles că ceva... Mai târziu. Întrebarea mea. Poate fi o persoană conducător de proiect la stat și transfer tehnologic? Da, poate. Deci poate fi. Asta am vrut să întreb.
și văd prin publicarea anunțului privind lansarea concursului, 23 septembrie. Poate mai îndemnui cu 23, nu? Da, depinde și azi mâncăm în ianuarie. Am stat spune. Și am mâncat și noi în ianuarie, am trecut. Haideți să fim realiști. Noi am pornit de la termenul limit înapoi. Bine. Asta care au fost întrebările și o întrebare citând de studii post-doctorat. Noi toată viața primim numai pentru un fel de apropiere a stipendiei și mai parte, pentru infrastructură. Deci echipament, consumat, 0-0-0. Cum poate doctoratul cel mai întărit stabilit fază pe cei care nu trebuie să fie transformată, dacă este o lucrare administrativă, care sunt de consumat și sunt de tehnici reformate. Bun. Dacă ar fi o chestie de statistică una, dacă nu este de niște studii sofisticate care pot foarte mult de. Și mă întrebați sigur. Tot timpul ne apasă, uite, publicații în reviste cu un impact special. Publicarea în reviste cu un impact pe costă. Fiecare dată ne umblăm cu mână întinsă, cumva ne costă să mai facem. Poate ceva ne vedea scriitorul un oricare conform, nu știu mai parte, pentru nu ați venit de amblata doctorantul cu toate parte. Noi știm bine un stadiu de lucrări publicate, bilietate, patente, bilietate, sănătate, dar ce punem noi lui la dispoziție ca să facă acest lucru? Pachetul de informații tot pentru postdoc, tot oficial. Și la întrebare cei ce a sunat, care formă de valorificare. Tot ce s-a spus aici, din paciente, privință și mai departe, asta e formă. Mai departe, nu dau seama cu statul, ca să scrie de la noi rezultate de valorificare privind impactul cu la supărere de prin reducere statului, dar asta e rezultatul. Asta e o finalitate departată. Da, dar în fiecare an, dar în fiecare an se vadă pașii, algoritmul, finiște, spre banii pe care o să primiți dumneavoastră urmarea rezultatelor concursului de proiecte, când vorbim astăzi din proiectul de concurs cel mai masiv, programe de stat, 207 milioane, îi veți primi în avans. Adică, la începutul anului încheiem contractul, primiți banii, îi veți raporta la finii de an, pentru ca să puteți primiți banii pentru anul următor. Posibilitatea creșterii există în anul următor, așa este și prevăzut în program. Avem o ascendență în sensul finanțării, ceea ce înseamnă că mai multe rezultate, mai mulți bani. Eu vă rog, dacă se poate, să grăim numai despre programe de stat, pentru că înțeleg că rar ne întâlnim și să-mi grăim, dar despre postdoc bilaterale și transfer tehnologic, sunt proiecte nu că valorează mai puțin în bani sau ca importanță. Da, asta a fost un răspuns. Și ultima întrebare. Criterii. Care vor fi criterii de selectare a expertului care vor fi Întrebarea asta o suspendăm deocamdată și o să găsim răspunsul mai târziu. Doamna Nedelcov, și apoi domnul Juc, și apoi ați fac o listă. Scuzați, doamna Nedelcov, doamna Cojocaru stă de mult de vicepreședinte. Scuze. Precizare, vă știu, doamna secretar de stat, dumneavoastră ați menționat că aceste 270 milioane de lei sunt pentru finanțarea cercetătorilor. În statele de personal, noi avem, adică instituțiile au persoane din post de inginer programator, zoolog, matematician, laborant, etc. Trebuie să înțelegem noi că ei nu intră în proiecte și vor fi din finanțarea instituțională. Adică ceea ce e consolidare instituțională. Mi-e frică să nu jignesc, dar persoanele care ne ajută să facem cercetare, nefiind pe post de cercetători de diferite funcții, așa cum prevede Codul Științei și Inovării, urmarea rezultatelor concursului, am câștigat sau nu, să vedem care sunt numărul celor care ne sunt necesari pentru proiectul respectiv,
Fiindcă ar fi acum, nu știu cum să vă zic, un soi de ipocrizie, să vă zic că o să menținem tot personalul aferent în eventualitatea în care n-am câștigat niciun proiect. Dar eu nu doresc nimănui să nu câștige. Vă doresc tuturor să câștigați și cât mai mult și să aveți nevoie de mai mult. Dar asta înseamnă finanțare instituțională, de asta o să îngrijească fondatorul. Mulțumim, veți clarificat o problemă foarte mare, pentru că urmează depunerea de proiecte, deci persoanele în funcție pe care le-am enumerat, nu vin în și situația devine un pic mai bună decât dar dumneavoastră nu aveți încredere în noi, Iaca? Nu era clar că asta și doamna Nețea, mai vezi că răspunde. Nu, eu mai am dat situația că asta a fost precizarea. Acest segment este la cântării de cheltuielile eligibile, unde se indică că salarizarea este 75%. Se indică, inclusiv că și directorul poate să participe numai cu norma 05 în legislație, deja salarizări, și totodată se indică faptul care ziceți și dumneavoastră, referitor la necesarul de personal. De personal. Inclusiv, deci, chiar și domnul zicea despre reviste, publicare de reviste, deci se include și această sumă într-o procentaj. Domnul profesor spune, avea în vedere publicarea în reviste unde se percepe taxe publicare, dar intră și... O puteți programa absolut legibil cheltuielile de cetățenie. Și asta tot e bine. Dacă îmi dați voie, totuși, aș vrea să formulez și eu niște întrebări sau probleme. Punctul 3.6 sunt enumerate, să zicem, situații incidenții de față de organizațiile care pot participa la concursul de proiecte, se solicită ca organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitatea de cercetare și inovare în baza actului de constituire statutului. Deci, în opinia noastră, trebuie luat în considerare articolul 28 din codul cu privire la știință și inovare a Republicii Moldova Republica, în care se spune că organizația trebuie să treacă procedura de evaluare de către ANACEC sau deoarece mai multe organizații dispun de certificate de acreditare. Expirate. Nu, mă refer la cele elaborate de CNA. Nu este suficient ca cineva să se autodeclare și să-și scrie în statut care se aprobă în 2 zile, că efectuează activitate de cercetare și să-l facem eficibil pentru participare. Deci o să vă răspund eu, fiindcă ne tot presează ANACEC-ul și înțeleg că le țineți pumnii, în sensul bun al cuvântului, să adoptăm metodologia de evaluare a organizațiilor publice din domeniul cercetării și inovării. Noi avem lista, cel puțin am verificat când expiră termenul de valabilitate a certificatelor pe care le avem de la CNAA. Nu este cazul acum să condiționăm pentru a-i pune în situație defavorabilă pe cei cărora le-au expirat aceste evaluări, în raport cu cei care mai au un coleac de timp, dar le expiră poate la anul. Această evaluare va avea loc urmare a acestui exercițiu național numit concurs de proiecte, după ce așezăm bugetul pe institute și universități pentru cercetători, după ce evaluăm infrastructura și vedem cum finanțăm instituțional, după aia o să procedem și la evaluare ca să fim toți în condiții egale. Și din considerentul ăsta, acele certificate acum nu le-am plasat și nici nu încurajăm chiar deloc pe nimeni să țină cont de ele, nu că n-ar fi ele valoroase și valabile pentru noi, dar nu putem să evaluăm înainte de a ne manifesta plenar în toată activitatea. Mi-a plăcut când ați spus 2 zile cu statutul, nu, la noi a durat o leacă mai mult, dacă vă amintiți, dar în general vorbim de instituții publice, organizații publice din domeniul cercetării și inovării și ele sunt cam 50 în Moldova și noi cam le știm la față. Partenerii pe care dumneavoastră o să vreți să-i acceptați nefiind preponderent din domeniul cercetării, de exemplu sectorul real sau ONG-uri, vă revine dumneavoastră latitudinea să vă luați în parteneriat sau clusteri cu dumnealor dacă vă sunt utili. Dar deocamdată noi știm toți, statutele nu se adoptă așa de ușor, nu se elaborează așa de ușor și din considerentul ăsta, riscul că o să vină intrușii și o să ne ia bucățica, nu prea este. Mulțumesc că am primit răspuns complet la întrebarea asta. Și aș vrea încă 2 precizări. Pentru 3.9 se impun restricții pentru participarea persoanelor în general
întreagă modificare în linie, în cadrul proiectelor, deci unde sunt soluții și așa. Foarte domnul Ștaș. Redacție nouă. Redacție. Respectarea normelor de conduită și excluderea conflictului de interese în domeniile cercetării și inovării de către subiecții implicați. Vă mulțumesc și îmi rămâne chiar o singură chestiune. Vedeți cum lucrăm noi. Solicitări venite de la mai multe instituții de cercetare. Să avem redacție nouă. 95% nesalariale să nu fie dați. Răspuns. Procentul spune pe remunerare personală 75% maxim. Și pe deplasări 5%. În rest, după caz, cum credeți că este? Vă mulțumim cât de bine am. Așa, doamna Nedelcov, doar puțin. Deci, sfite mea bine. Nu vă nervați, că ați vă dau și un ascult. Da, vă rog. Eu o să fiu foarte rapidă. Deci, avem 5 priorități, avem rezultatele scontate. Avem statutul fiecărui institut, în fiecare instituție. Eu astăzi mă întreb în citare. În viitorii 4 ani nu am nevoie de parteneriat. Ținând cont faptul de rezultate discutate, colectivul este în stare să asigure cercetarea singură. Atunci mă întreb în citare. Nu voi fi pedepsită dacă mai întâm câteva proiecte de la institut și va fi nici unul parteneriat, mă refer 4 ani, din urmă că. Desigur. Și acum întrebare e una poate mai pragmatică. Deci, la condițiile de participare la concurs, punctul 7, directorul organizației din domeniul cercetării și inovării nu este în drept să fie încărcate de conducători din proiect, eu aș face un efort, cu excepția celora care au să fie în funcție mai puțin de un an. Все-то хайси бедовый. Хайси, да с фей менеджер. Менеджер. Bună întrebare, domnul Mahovei. Da. Vreau să vă spun că de fapt, haideți să lăsăm colegi să răspund, așa pot să vă spun. Cu interdicțiile astea, nu spune. 270 este clar scris, că este director de proiect este funcție managerială și director de institut, adică două funcții spat cap în cap. Lămuriți-mi cum? Director de proiect și director de institut și director de proiect. Director de institut are dreptul să participe în proiect pe 05. Grija statului să nu primiți două salarii. Și ca director de institut, da, și ca director de proiect cercetător. Ca cercetător în proiect are dreptul pe 05. Mai scurt, faceți. Înțeleg, funcția de director devine neatractivă. Să aibă grijă și de gard, și de măturător, dar așa nu m-am de gând. Un director de institut poate să facă o la momentul de doamna director, cred că această reconfigurare poate fi parcursul celor 4 ani în funcție de expiră sau nu mandatul directorului, nu mai este ales sau este ales. Opțiunile sau alegerile pe care dumneavoastră o să le faceți, dar totuși în Republica Moldova așa se întâmplă că nu poți să primești două salarii, chiar dacă el este tare, tare mici sau tare, tare mari. Acum, iertați-mi sarcasmul, dar așa interdicție. 0,5 director de proiect poate. Pe 0,5 director de proiect. Poate aplica sau nu? Nu. Directorul institutului are dreptul să aplici pe 0,5 ca cercetător. Ca director nu. Nimic, de fapt, asta e altă facere cu toți. Pe rând. Programa doctorat? Deci noi luăm o altă funcție, este 0,5 calificat. Deci numai 0,5. Și atât timp cât este o persoană care conduce o propunere, un proiect ulterior finanțat, el trebuie să fie titular acestui proiect, nu? Sau este trebuie să fie prin cumul extern sau intern? Ce e felul titular, nu?
Ce aveți în vedere? Proiectul nu e stabil. Ce ziceți? Cum nu e stabil? Cum nu e stabil? El se finanțează pe 4 ani de zile. Deci nu e corect asta. Apa azi pe 4 ani, dar peste 4 ani o să vedem mâine. Doamna ministru, eu am așa întrebare. Ia vă rog, dar să mai dăm voi și la alții. Cei mai dureroase întrebare cu remunerarea muncii. Și mai departe de întrebare e și mai interesante. Cu echipamentele, cu laboratoare și reactivi și așa mai departe. Dar în cei ține de finanțare? Din ce cauză un specialist la AP Canal și Moldova Gaz primește câte 150.000 de lei pe lună, dar un profesor, un academician, un doctor în știință care toată viața s-a consacrat în științii, el e limitat în chiar și la proiect. Acum unde e dreptate? Dacă vrem să facem dreptate, apătați să facem dreptate. Dar nu așa. Toată viața lucrează, dacă să luăm de Meriuță, profesor, chirurg, renumit. Și trebuie să alergi de colo-colo cu zunca, să dovedească și încă îi punem restricții, zero și intră. Că să fim serioși. Anume din considerent că suntem serioși, nu că n-aș fi cu inima de acord cu dumneavoastră. Nu, dar răspundeți la întrebare. Moldova Gaz, AP Canal și așa mai departe. Nu vă răspund la această întrebare, pentru că nimeni până amu n-a putut să răspundă la ea. Și nu sunt eu eroina care să vă răspundă, dar... Trebuie să răspundeți. Așa. Coleac, mai, dacă se poate, decibelii mai jos, chiar dacă noi avem o diferență de vârstă și eu trebuie să mă respect generațiunea asta, sunt întrebări pe care nu le-a soluționat nimeni niciodată și nu o să le soluționăm astăzi. Eu zic să ne apucăm să soluționăm ceea ce ne stăm puteri. O să rugăm colegul nostru de la CIR să ne dea o explicație plauzibilă despre aceste limitări la salariu, ce se poate și ce nu se poate. Dumnealui este finanțist și cunoaște legea 270 mai bine decât o cunosc eu. Dar de ce se învârt planetele și de ce nu-i dreptate în lume și de ce Moldova n-are mare? Nu puniți astfel de întrebări, pentru că nu o să fiu respectuoasă dacă o să zic că nu vă răspund. Nici nu o să vă pot răspunde niciodată. Andrei, explică. Stimați colegi, dacă îmi permiteți câteva... Iertați-mi tonalitatea, dar cumva trebuie dat în jos. Câteva clarificări, doar din perspectiva cadrului normativ adoptat în recent. Legea 270, cunoaște foarte bine, este o lege nouă a salarizării. Și din perspectiva legei, orice funcție managerială, în sensul directorilor de institut, poate cumula, că e vorba de cumulare în cazul ăsta, și avea activitate suplimentară în limita la 50%. Asta este o normă legală, limitativă. Acum nimeni de la această masă nu se poate rezolva această problemă, pentru că această normă nu va fi, în cazul în care va fi modificată. Lege. Din punct de vedere a finanțării, ca să fac această claritate, e foarte important. Directorii și adjuncții de institute, ei vor fi finanțați prin intermediul finanțării de către fondatorul. Instituțional. Instituțional, numeresc în categoria respectivă, deoarece ei au garanții în realizarea sau în mandatul lor de funcții de manageriale. Și atunci o să fie finanțat prin instrumentul ăsta de finanțare instituțională de către fondatori. Ori, acele 50% în cazul în care participă în proiecte și este activitate științifică, va fi finanțată din anumite proiecte corespunzători câștigurilor în acest proiect. Și asta este divizarea asta de clarificare care am vrut să o fac. Deoarece funcția managerială finanțată de către fondator, funcția sau aspectul de cercetare finanțat prin intermediul proiectului. Dar limitarea vine din considerentul cadrului normativ. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să vedeți ideea care am perceput-o ca scop pe viitor, cred să fim la început de care. În general, pentru elementele de cercetare, din punctul meu de vedere, ar trebui excluse limitări din punct de vedere salarial. Orice proiect, ar trebui să vină cu anumită abordare de complexitate. Suntem la început de care pentru a înțelege lucrurile, dar pe viitor, abordarea ar fi de exclus, în general, componenta de cercetare limitativă din legea salarizării, deoarece el ar trebui să fie un element al descrieții complexității proiectelor care sunt mai simplu, mai complex, mai puțin complex, și atunci lucrurile din punctul ăsta de vedere ar deveni mult mai atractive. Un cercetător care face cercetare ar trebui să fie mult mai flexibil în măsura în care să-și măsoare puterile într-un proiect și atunci se poate câștiga din acest proiect ca să nu fugă exact cum ar spune de la o activitate la altă activitate și să concentreze pe activitatea de cercetare mult mai mult. Și atunci, dar asta este o etapă care noi trebuie să o analizăm, să o încercăm să o gândim în măsura în care să există o activitate mult mai mult decât față de profesie respectivă.
domnul Juc și după aia prorectorul. Dar poate tot în acest context, în cauza că totuși nu-i plan. Da, vă rog, da, vă rog. Ca un gentleman, vă rog, doar puțin. Da, vă rog. Nu lucrează pe ce. Deci tot, totuși, referitor la posibilitatea directorilor de a fi directorul și director adjunct să fie conducător de proiect. În cauza că totuși directorii în domeniul științific nu pur și simplu este o funcție, sunt administratori, dar sunt și savanți care conduc direcții de cercetare foarte importante. De aceea noi propunem ca să fie introdusă modificare ca directorii, directorii adjuncți să aibă posibilitatea să fie conducători ai proiectelor de cercetare cu 0,5 prin comun. Cum a fost și acum? Iată, exemplu meu. Director de proiecte, poți să ai niciodată. Deci eu bine, uitați-vă. 5, director de proiecte. Da, eu sunt vice-director pentru activitate științifică. Conduc, deci, domeniul demografic. Deci, am intenția de a înta un proiect de stat. În calitate de conducător științific, din cauza că alte persoane în domeniul nostru nu, încă nu au capacitatea să fie conducători de proiect. Am eu drept să urmă. Cine atunci o să conducă proiect de stat în domeniul demografic? Eu tot așa întrebare îmi dau dacă eu, ca director general adjunct, aș putea să ocup funcția doar pe 0,5 sau un director general sau un secretar de stat poate ocupa această funcție ca funcție de bază 0,5 și atât. Nu, ne întreabă 0,5 conducător de proiect. 0,5 păi, așa mă întreb și eu. Așa cum această poziție acum, eu și acum sunt de director de proiect instituțional pe 0,5 ca cercetător științific principal. Exact așa mă gândesc și eu, că această funcție de director de proiect este o funcție managerială de proiect. Este o funcție care conduc proiect. Atunci dumneavoastră spuneți cine eu conduc, să conducă. Eu răspund de acest proiect și atunci aș fi de 0,5. Eu vă descriu situația și ea este specifică nu numai domeniul nostru. Deci sunt domenii destul de înguste, unde sunt unul, doi specialiști care sunt capabili să conducă un proiect de stat pe proiect. Colegul nostru, cealaltă de 0,5, cum propuneți să fie completată? De altcineva, adică poate să fie un profesor de la universitate pe 0,5, tot așa. Tot ca conducător de proiect. Nu ca conducător de proiect. Păi de cine atunci e conducător? 0,5, dar trebuie să fie cineva. Dacă propuneți atunci ce să procedem noi? Să părăsim funcția administrativă, da, ca director adjunct, pentru care, iată, eu deja expiră de grabă termenul. În legea 206. Eu să dau ideea mea. Nu, dar nimănui că evaluează. Noi încercăm să examinăm această posibilitate. Dacă vă descărcați, examinați, eu posibilitatea. Eu mă întreb și altă întrebare. Vreau să vă rog să o ascultați pe doamna director general interimar, dar parcior, eu o să verific legea 270 și împreună cu colegul nostru de la CIRT și parcă așa ne-am înțeles, funcția director de proiect nu face parte din lista funcțiilor administrative în legea 270. Este un cercetător lider. E cercetător superior sau coordonator sau cum se cheamă acolo toate ierarhiile, scuzați-mă că nu le știu, dar este un cercetător lider care ne ajută și ne adună cu toți și atunci cu 0,5 eu cred că ar fi adus. Funcția de conducător de proiect nu este în legea 270. Ia ca noi așa ne-am presupus. Nu este în legea asta. Uitați-vă lege directorii de institute de la fosta Academie de Știință, cum și la cărui fondator deja este Ministerul Educației, Cercetării și Culturii au examinat foarte mult proiectul prezentat și am constatat că sunt și anumite norme pe care Autoritatea Națională de Cercetare nu putea să le creeze și apoi am să le spun, am să spun care. Dar vedem că noi deja lucrăm pe proiecte diferite pentru că au fost îmbunătățite condițiile, spre exemplu, la 3.3, ce viza raportul dintre fundamental și aplicativ. La colegi au apărut foarte multe întrebări referitor la raportul dintre proiect și program de stat. Deci și concursul a fost înaintat, proiectele în cadrul programelor de stat. Și trebuia de menținut pe ceea ce era stipulat în metodologie.
Am mai apărut încă o întrebare referitor la situația financiară. În anunț se vizează 207,3 milioane lei, în Programul Național pentru Cercetare și Inovare 256,3 milioane lei pentru anul 2020. De acolo scotem, de acolo scotem, bilaterale, bani alocați pentru transfer tehnologic, proiectele pentru transfer tehnologic, 8,0 milioane, 2,8 și ce mai avem acolo cu postdoctoratul. Cu postdoctoratul care, an de an, apropo, noi sperăm să avem suficiente oferte sau propuneri pentru postdoc, când suntem la limită. Cât solicitări, atâtea lucruri. Dar cea mai mare problemă vizează prioritatea 4. Aici, conform calculilor prezentate, pot participa, sunt eligibile 6 proiecte, aș trebui 10 cercetători pentru fundamentale în varianta prezentată, și 6 proiecte ACTRI, 20 de cercetători pentru cercetările aplicative. Noi considerăm că trebuie sau excludem pentru științele socio-umaniste raportul dintre fundamental și aplicativ sau le schimbăm cu lucrurile, pentru că în mare parte se fac cercetări fundamentale. Dar cea mai mare problemă pentru unele instituții din domeniul mai ales social și economic, social-economic și umanistic, ține de introducerea în 3-4 a plafonului, 1,5-3. Eu înțeleg din ce considerente s-a introdus plafonul ăsta, acum să vedem ce spune autoritatea. Redacție nouă. Costul anual a unui proiect independent de cercetări fundamentale sau aplicative nu va depăși independent 2,3 milioane lei, iar costul unui proiect în clasă, parteneriate, cercetări fundamentale sau aplicative, nu va depăși 5 milioane lei anual din bugetul de stat. 2 milioane lei, de asemenea, nu rezolvă absolut nimic, pentru că sunt entități, spre exemplu, în unele institute, unde pentru ca să participe toți cercetătorii dintr-o subdiviziune, este nevoie de 3,5 milioane. În cazul este creează echipe. Nu-i corect, se fisurează institutele, se fisurează echipele care au lucrat zeci de ani și nu este corect de a introduce un plafon. Această normă despre care am vorbit eu nu se regăsește absolut nici într-un document, nici în metodologie, nici în program. Nu se regăsește această metodologie. Dacă să vă explic, dacă nu facem plafonare. Dacă doriți, nu facem. Scoatem. Dacă nu o facem, scoatem o echipă de 200 de cercetători, de pildă. Dacă depun un proiect, de câștigă aproape, dacă câștigat, pe primul loc, și eu toți banii dintr-o direcție. Da. Ce faci să ceilalți? Răspund eu. Atunci înseamnă că din stat se prevede că nu toți poate să trebuie. Atunci sunt mijloace financiare insuficiente. Și logica a fost următoarea. Nu vă supărați, doamnă secretar de stat, doamnă doctor, în 2017, care am vorbit, s-a dezmembrat Academia, acum se vor demola institutele. Dacă nu este finanțare, pentru toți. Nu este. Finanțarea pentru toți mă duce cu gândul la socialism. La socialism este diferit tipul fost. Este socialism democratic suedez și este socialism... O să facem o conferință științifică, da, la tema. Sigur că să facem. Dar noi, ca și autoritate care face politici, dar depinde de limitele financiare alocate de către alte entitate, Ministerul Finanțelor, eu mi-aș dori să avem 2,5 miliarde de lei pentru finanțarea cercetării, adică 1% din PIB. 2,5 miliarde. Noi, din păcate, nu avem 2,5 miliarde, avem cât avem. Și suma aceea totală, despre care se tot vorbește, include și bugetul UTA-Găgăuzia, acasă Vaița, 3 milioane de lei, pentru cercetări acolo, și bugetul Academiei de Științe, 7 milioane salarizarea, și sursele externe ale Academiei de Științe și veniturile colectate, și bugetul ANCD-ului, salarizare, surse externe, venituri colectate, nu foarte multe,
Nu include doar aparatele centrale a celor trei ministerii cu câțiva salariați care primesc, ca funcționari primesc salarii de la stat și se îngrijesc de proiecte sau de politici pe cercetare. În rest este cercetarea alocată universităților, institutelor și avem și biblioteci, da, câteva biblioteci. Astea sunt limitele noastre bugetare. Noi putem să sperăm la stele și să zburăm în cosmos, dar eu cred că noi trebuie deocamdată să pornim la limitele pe care le avem. Noi prevedem creșterea alocațiilor pentru finanțarea proiectelor în următorii ani, dar reținând de limitele care le avem. Dă Doamne să existe petrol, să-l găsim și să-l extragem și să avem și noi posibilitate. Dar credeți-mă că nu rezolvăm acum această problemă. Desigur că nu rezolvăm. Vor câștiga cei mai buni. Nu exclud că unii, dar sper să fie puțini, care nu vor câștiga. Și trebuie să spunem asta nonșalant ca să nu panicăm sindicate. Ce, în general, vă spun, mediul academic, stările de spirit sunt foarte pesimiste. Asta e rău. Tineretul pleacă, inclusiv de la mine, de la institut. Și iată în înțelegerea parafată pe data de, cât o fost ieri, 16 septembrie, la cercetare inovare, este un punct. Punctul 2. Sporirea numărului de tineri implicați în proiectele de cercetare inovare. În contextul dat, nu sporește numărul cu niciun tânăr, pentru că ei sunt fixați în legea 270. Și nu pot să-i transfer. În cazul dacă ar fi adoptată o metodologie de finanțare instituțională, pornind de la varianta 0, cu schemele de încadrare actuale, care au fost ele cum au fost adoptate, atunci un tânăr primind 4,5, spre exemplu, 1000 lei, și participând la concurs de proiecte, iarăși în aceeași grilă, încă un 4,5 milioane lei, atunci având un 9 milioane lei, ar mai putea să vină în cercetare. Dar în modalitatea dată nu vin în cercetare și programul de guvernare nu va fi îndeplinit la acest capitol. Chiar și la altul. Deci noi considerăm, desigur că nu se poate de stopat anunțarea concursului, dar se poate de modificat hotărârea de guvern 381 din 1 august 2019, prin care finanțarea instituțională să fie preconizată și elaborată pentru 2019, să fie adoptată în varianta 0 per cercetător și atunci concursul de proiecte va avea o altă relevanță, pentru că oamenii de la ale căror fondator este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării se află pentru a câta oară într-o probleme, dat fiind că colegii de la universitate, unii predau și eu la universitate, cum vor fi ei, vor câștiga proiecte? Rămân titulari sau trec pe 0,5? Finanțarea instituțională cu tineretul. Să știți că am avut în metodologia de finanțare fixat ca o condiție obligatorie prezența tinerilor și aproape unanim. Cei care au avizat metodologie, proiectul metodologiei au spus nu ne puneți această condiție, vă rog frumos, că nu avem tineri și respectiv n-ați câștigăm proiecte. Și acum acest cerc vicios cu suficientă doză de ipocrizie, ca să nu spun altfel, ne tot reproșează, dar cum îi atrageți pe acești tineri? Am pus doar condiții de departajare în eventualitatea în care avem acest punctaj, același punctaj la evaluare. Despre finanțarea instituțională, Ministerul lucrează în paralel cu agenția. Agenția se îngrijește de concurs. Noi ne îngrijim de metodologie de finanțare instituțională. Nu știu dacă vă dezamăgesc sau nu, dar nu prea am abilități de diplomat. Nu cred că o să avem. Ca să avem asigurat salariul la toți și plus fiecare, dacă mai câștigă cât câștigă, să fie sănătos, să primească, statul nostru acum nu poate să asigure. Toate funcțiile științifico-didactice sunt pe termen. Toate funcțiile științifice sunt pe termen. Termen, fiindcă nu putem să asigurăm unui cercetător un salariu stabil, fără să știm ce îi dăm de lucru până la atingerea plafonului de, să zicem, de vârstă de pensionare. Finanțarea instituțională pe care o elaborăm cu colegii noștri, parteneri europeni, va depinde și de rezultat. Noi așteptăm rezultatele mai tare decât noastră. Rezultatele concursului de proiecte, fiindcă o să vedem care sunt necesitățile de finanțare. Eventual, infrastructură, personal neștiințific, ca să nu jignim, directorii și personalul care nu sunt cercetători,
Și în funcție de asta o să încercăm să menținem institutele. Eu sper că dumneavoastră credeți mai mult în situații decât în vorbe, ca să nu vă zic cam în fapte, nu vorbe. Noi credem în cifre. Și în cifre de asemenea. Faptul că nu am fuzionat institutele cu universitățile așa cum noi ne inventăm o fantomă ca să zicem că ne temem, să ne justificăm frica, nu le-am fuzionat și le dăm voie să participe la concurs în condiții egale. Prin faptul că de 19 directori am făcut 11 concursuri și mai facem 5 acum sau 4 la funcțiile de directori, eu înțeleg că nu e atractiv și nu e ușor să fii director, dar totuși este concurs și funcțiile astea se ocupă. Ar trebui să vă determine să faceți niște concluzii. Dacă nu le facem și doar pur și simplu vrem bani dați-ne 2,5 miliarde, pur și simplu o să vrem. Noi concluzii am făcut, dar cei 11 directori și 5 care vor fi aleși, nu vreau să figureze cum a fost amiralul Horti. Nu știu ce, scuzați-mi. Amiralul Horti a fost președintele Ungariei, care avea flotă. În anul din 40 până în 44. Să vedem rezultatele concursului național și eu aș fi optimistă. La fine, domnul Igor Cojocaru a elaborat o grilă de cum să fie expertizarea din 5 trepte și eu am să fac un pachet de documente și am să vă prezint și dumneavoastră, doamna director general, și dumneavoastră, doamna secretar de stat, ca să vedeți tot ce spun colegii noștri și sunt foarte multe lucruri interesante referitor la selectarea experților. Fundamentat științific cu cifre. Da, mulțumesc. Da. Doar puțin, doar puțin. Domnul Flori. Și m-ați spus că sunt director de institut. Faptul că suntem la universități, asta nu înseamnă că avem oameni angajați totuși fără. Cât? 100 unități. Avem 100 de persoane care sunt angajați de post de cifrăși. Fac parte din clinici. Nu au salariu, nu au salariu, este adevărat că în universități trebuie să aibă cifrări de orice cetare. Academiei economice și asocărat. Super. Ați trebuit de specificat de ce în primul rând, din punctul meu de vedere, vreau să apreciez eforturile Ministerului Educație, cercetări și culturii de a consolida capacitatea științifică și performanță în cercetare, dar dumneavoastră trebuie să aveți grijă de toată comunitatea academică și științifică de Republica Moldova, cu toată multitudine de domenii de cercetare care există în prezent. Pentru că până acum s-a vorbit despre problemele de cercetare din cadrul institutului. Directorul nu poate fi, doamna a spus că vice-directorul în hotărâre nu este vice-director. Asta a fost ultima invenție sau este o completare. Dar nimeni nu a pus problema cum se va dezvolta știința în multitudinea sa de Republica Moldova. Fiindcă domnul Juc a încercat să promoveze idei de consolidare a științei socio-umane, socio-economice. Și cu regret, noi, care după numărul total de cercetători cu grad și titlul științific în domeniu economic, juridic și alte domenii, dacă nu suntem majoritate, suntem în primă parte. Cu regret din prioritățile care au fost stipulate și care au fost repartizate, nu se găsește cercetarea socioeconomică așa cum am propus noi. Noi am propus diverse priorități de cercetare economică, care sunt necesare, fiindcă Republica, care timp de 20 de ani nu are o strategie de dezvoltare durabilă socioeconomică, despre care dezvoltare noi putem vorbi. Nu s-a alocat bani pentru cercetare în domeniul acesta. Noi am propus o temă foarte, o direcție foarte, o prioritate foarte interesantă și care este necesară. Cel puțin Academiei de Studii Economice a promovat și dezvoltat noțiunea de competitivitate economică la nivel național. Noi suntem cu eforturi proprii, am ajuns în Forum Economic Mondial, suntem monitorizați anual în acest domeniu. Când să vedem că competitivitatea economică, prioritatea, a fost combinată cu tehnologii inovative. Și toate temele, direcțiile principale care se găsesc, se găsesc în inovații, se găsesc în nanotehnologii, în materiale. Domnul, unde a dispărut competitivitatea economică? Necesar de a monitoriza, de a dezvolta, de a aprofunda
unele politici guvernamentale în acest domeniu. Noi nu revisim. Unde sunt, cu regret, noi este directorul Institutului, de fapt, Institutul Național Cercetări Economice. Da. E mai important ca să discutăm probleme prioritare. Acum vorbim ce vor face instituțiile în 4 ani, care vor fi programele instituționale, care ajungem la discuțiile care au fost în cadrul Academiei pe parcurs de mai mulți ani. Instituțiile mediu academic separat, universitățile separat. Eu cred că noi trebuie să abordăm competitivitatea și în cercetare. Deci sunt niște priorități și nu trebuie de arătat prin direcții soluțiile care se așteaptă. Fiindcă dacă citim care sunt rezultatele spontane, sunt făcute pentru cercetători concreți, pentru institute concrete. Ei, nici chiar așa. Rog să doamna, deci dacă noi venim cu o idee de alternativă care nu se găsește, noi nu suntem elegibili, fiindcă rezultatul nu este scontat în conformitate cu prioritatea stipulată. Așa este. Dar nu este stipulat ce sunt cercetări de inițiativă care sunt necesare. Cum a... Și apoi, totuși, s-a discutat despre institut și nu s-a discutat despre universități. Noi putem anunța chiar în cadrul directorului din studie. Sunt persoane motori academicieni. Lipsind de dreptul de a face o cercetare, bine, vice-director, atunci cine va monitoriza și cine va dezvolta noțiunea de cercetare? Un colaborator din cadrul etnității? Referitor la universități, asta se referă și la rector, și la prorector, și la alte persoane de management, fiindcă în hotărâre 270 este clar limitat. Asta nu este cumulare de funcții, a este cumulare de activitate. Asta este o activitate de cercetare, fiindcă directorul de proiect este tot acela cercetător alături de altul. Este un grad de salarizare și de responsabilitate cu mult mai mare, dar asta nu este o cumulare de funcții. Eu încerc ca în continuare fiindcă aș vrea mai mult colegii de la universitate să participe în discuții. Dacă se poate, eu primul lucru vreau să cunoști o părere mea și să cunoști înapoi. Mulțumesc. Referitorul, tot tocmai că vreau să vorbesc despre faptul că cercetările ființând ce se fac în trei instituții. Deci, în instituții care acum sunt în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, instituții renovate la universități. Deci, suma de 207 milioane de lei este foarte și foarte mică. Primul rând, nu s-a mărit salariile. Dacă noi luăm salariile astea, le punem în stat și personal, nu se cadrează nici și tot care eu am avut 3 proiecte cu orizont 2020 și
și m-a spus propunerea de un proiect de acolo cu infrastructură. Când nu era identic. Dar nu scris, au proiectat și pur și simplu acest proiect în orizont. Bine, noi vă așteptăm la noi. Nu, eu vă rog să vă primiți. Numai că aveți proiecte, noi încă și bani pentru cei care au proiecte să dăm, dar tot așteptăm împărțirea de la NCD. Doar puțin, domnul Ruță, dacă sunteți drăguți, domnul Paladiu, o leacă și urmă. Deci în cazul acesta, noi dăm la al treilea exercer de regulă. Noi să găsim un alt ex. Eu să sunt de caz. Domnul Curucichin, domnul Druță, e că dacă omul ședi cu mâna ridicat și-a făcut neastră, dar domnul Curucichin să-l rog frumos să nu intervină dacă nu ridic mâna. Dar să nu ridic și de-a mâna. Dacă vreți majorată între timp, astfel că 9,8 milioane câte 1,5 cap 6 proiecte fundamentale și 6 proiecte aplicative. 10 cercetători din proiect fundamental și 24 câte 12 la fiecare partener, codul 10-24 critică e coordonator, figuror, criticăți conform de 20 prezent. Și avem felul următor. Deci câte noi putem, avem 6 proiecte fundamentale și 6 aplicative. În total, în direcția 4, procurorul central poate aplica un mai mult de instituții de învățare, 16 instituții, inclusiv universități și muzei, care au componenta cercetare. În felul acesta, avem 16 instituții, putem aplica 12 proiecte. În fiecare institut, câte 60, 80, 90 cercetători sunt angajați. Când, conform acestui sume, conform legii 270, conform normelor de finanțare, 75% la salariu, plus contribuția angajatorului fond social, 23%, 4,5% asistența medicală, noi putem încadra această sumă 180-100 din cercetători. În 16 instituții sunt net câțiva ori mai mulți cercetători. Adică, ori, dacă nu avem instituții, atunci am avea 3 instituții sau maximum 4 instituții care vor avea proiect. Un număr de 8 ani. Dar celelalte 12, e o întrebare. Așa o întrebare la suma care a trebuit. Domnul Ruță a pus întrebarea aceasta și a pus să răspundă argumentul plus ca să atragă atenția noastră asupra acestui studiu. Punctul 4 exclude, adică totuși eu, dacă sunt eu stăți de acord, fiecare să alege fundamental, aplicativ, adică nu împărțăm bani, da? Nu, așa era, unul la unul. Respectiv, deci, într-adevăr, noi avem o dilemă aici, costul unui proiect anual. Facem un plafon sau dăm voie fiecărui să participe cu un plafon care își dorește, astfel încât nu se integrează ceilalți. Deci aici avem opțiunea de a alege. Până la urmă am găsit un răspuns la întrebare. Ține să fie o limită plafon sau nu plafon? Discutăm acum de plafonăm proiectul fiecare, sau nu? Plafonăm. Eu v-am spus riscul de căsă. Plafon. În această sumă de 27 milioane am completizat colegii noștri și de sus și de jos, de colateral stânga, colateral dreapta. Nu sunt incluse cele 22 de milioane care au fost alocate acum suplimentar la rectificarea bugetară. Încă această programare și acest program național era făcut din estimarea de până la rectificarea bugetară din 15, care a fost 15 august, da? Adică 15 august a fost sau când a fost? Bine, nu contează, după adoptarea programului. Din consilierul ăsta, colegii noștri vor mai redistribui suma asta alocată suplimentar, dar ea reprezintă în viziunea Ministerului Finanțelor acceptată din Parlamentul Republicii Moldova suficient pentru salarizare în 2019 potrivit legii 270. Adică cele, eu nu știu, 20 ceva de milioane alocate suplimentar la cercetare pentru salarizare, vor fi redistribuite și 207 va crește puțin. Puțin. 20 milioane. Păi asta 22 mulțit 4?
cercetătorii din universități. Nu trebuie să interveniți, că domnul Druța să mă bagă. Nu, nu. Noi mă bucur prin... Eu vă rog, domnul, nu mai vă las cuvântul, este convocatorul ședinței. Convocatorul ședinței a încercat cu vă eu, sindicatele, mă port frumos, că ei sunt partenerii noștri sociali, ne critică, ruga, acum ne rugăm, și de ce vă rugăm să ne criticați? Deci, la momentul vă critic, nu am cum ne-am înțeles? Sunt grat, pentru că partea cea mai rea, care e este produsul de acesta. Mi-am uitat, am așteptat să te spun. Vreau să ne punem din pregătirea proiectului. Dar din urmă, partenerea asta e încă mai bun din istorie. Deci, noi propun ca să creăm un gen intern în ei prezentarea proiectului în prezentarea proiectului în minim cu 200. În același timp. Și salarizare cum se face? Da, sunteți de acord două luni din 2020 să primiți salariul? Adică fără extinderea termenului general, pe interior. Depinde, aici trebuie să ținem cont și de efortul mare pe care trebuie să-l facă ANCD-ul. Totuși, dumnealor nu sunt oameni, nu sunt computere. Și noi estimăm că va fi un număr de proiecte, eu nu știu, noi încurajăm proiectele mari ca să fie mai ușor de lucrat pe proiect, dar asta e libertatea dumneavoastră. Și apoi nu putem impune ANCD-ului, putem doar să-i propunem și să-l rugăm. Dar ceea ce putem noi impune asta e să avem salarii în ianuarie, plătite în februarie 2020. Este vorba de proiecte aprobate. Sunt de acord. Ce ziceți? Reușiți eligibilitatea, mă rog? Da, dar astfel încât etapele care le parcurge concursul sunt stabilite de hotărârea de guvern și sunt și indicați termenii concreți. Deci noi nu putem să derapăm de la acești termeni, unu. Al doilea moment, deci propuneți referitor la verificarea eligibilității. Deci noi trebuie să verificăm, noi nu putem să facem asta într-o zi, două. Este logic, noi nu avem capacitatea de a face într-o zi, două, la un număr major de propuneri de proiecte. Plus la aceasta, noi nu putem să facem expertiza calitativă, astfel cum doriți toți, așa, într-o săptămână de zile. Deci, este, propunerea nu poate fi realizată. Da, noi asta ne. Noi suntem de acord că aveți nevoie de termen pentru pregătire și ne-am dorit acest lucru. Dar, din păcate, noi nu putem să... Deci, noi nu am făcut acest calendar. Deci, calendarul a fost pus pentru toți ca să-l discutăm. Adică este de obligația noastră să vă avertizăm la ce duce, pentru că anul bugetar se oprește, la ce duce atenția sporită la detalii. Eu înțeleg că viața noastră în următorii 4 ani depinde de acest concurs, trebuie să punem, să ne fie rușine cu proiectele pe care le-am depus și să avem motiv de contestare, dacă nu câștigăm. Dar își depinde de ANCD. Noi am încercat acest, credeți-ne că l-a fost până în Sfântul Pantaleon și Ileana de anul viitor. Și noi am forțat, într-un fel colegial, ca să intrăm în anul bugetar 2019, pornind de la câteva premise. Repet, programul național a fost gata în decembrie 2018. Tergiversarea adoptării acestora nu ne aparține. Dacă ați înțeles și am zis. Da. Mă bucur. Nici în regulamentul propus pentru discuția astăzi. Rolul directorului de proiect nu este reflectat nici în
contractele se semnează de către directorul instituției. Parteneriatele se semnează de către organizația și respectiv reprezentat prin directorul instituției. Ce face directorul instituției? Absolut, direcționare. Ce responsabilitate? Conform contractului care este model de contract, la hotărârea 382, scuzați, deci este un model. Exact modelul, formularul, așa, mă rog, unele ștrihări, va fi plasat pe pagina VEBA-NCD, inclusiv directorul va avea acest rol de a semna acest contract de finanțare și el va fi responsabil pentru implementarea acestui proiect. Direct va fi responsabil. Cum va fi remunerat directorul de proiect? Dacă vă place, directorul de proiect este și manager și cercetător, dar cercetător mai mult decât manager, este liderul, cel după care cercetătorii merg și accept la un concurs național. Nu este această funcție științifică reglementată nicăieri. Este doar pentru a-l mângâia nou orgoliu și să ne simțim o leacă, să mă numesc director și eu. Deși este grea povară, directorul de proiect, pe lângă faptul că își formează echipa și coagulează eforturile și răspunde de raportare astfel încât să primească finanțare pentru anul viitor, nu ocupă în schema de încadrare, deși se numește în paranteză directorul de proiect, exact funcția de cercetare care e prevăzută de legea 270. Exact funcția de cercetare, cât e mai înaltă, adică sunteți cercetător, care și-am aici? Coordonator, principal. În paranteză, eu sunt directorul proiectului ăsta în care sunt angajați următorii, cu funcțiile respective potrivit background-ului pe care l-au. Nu este o funcție salarizată separat, motiv pentru care interdicția de care vorbeam, am surmontat. Atunci, la ce pot să scrii? Trebuie să fie un om pe care te sufără. Este o activitate. Da, da, este o... Eu cred că necesitatea unui lider într-o echipă de cercetare este indiscutabilă. Și spunem întrebări de pentru și, poate să dăm și un spor. Eu știu că domnul Mihai, o să-l să spun. Dar nu trebuie să inventăm acum funcții unde nu există. Eu cred că o funcție, directorul de proiect va fi și persoana, poate academicianul. Ce este și onoare? Aici eu chiar cu dumneavoastră uitați-vă, dacă noi deschidem parantezele astea, dumneavoastră o să fiți în toate echipele. Absolut tot o să dubliți toate, înțelegeți că se puneți 10 proiecte de care să fiți 10 proiecte. Da, dar nu se limitează. Pirând, ca să știți să înțeleg. Într-o propunere de proiect pe normă de plină, în cealaltă pe 0,5. Da, nu poate întrebi să știți. Pirând. Eu vă dau o întrebare. În următoarele concursuri, nici directorul de proiect, dacă spun pe 05, nici toți care participă, nu o să aveți dreptul să participe mai departe. Credeți-o? Mai mult ca dreptul, probabil comunitarea asta trebuie să nu mai copii cât un proiect și 5 trebuie să finanțați din sistem bugetar. Inclusiv pentru universități. Eu am practică, dumneavoastră o să repetați pe toți în toate proiectele. Asta se vine. Aici se cere din cauza că suntem în condiții diferite. Universități și instituții de cercetare. Deci, un cercetător care este încadrat și în activitatea didactică, dacă nu câștigă un proiect, oricum rămâne cu o normă sau cu jumătate de normă. E ca această iluzie din start o contracară. Universități câteva care fac cercetare, fiindcă noi avem 29 de universități, cercetare fac vreo 4. Universitățile care fac cercetare, în schemele de încadrare pe care le aprobă fondatorul, exact așa ca și schemele de încadrare ale institutelor, există atât funcții științifico-didactice, conferențiar profesor, cât și funcții didactice, de ele vorbim acum, și funcții de cercetare, fix așele care există în institut. Deci,
Într-o universitate X lucrează cineva pe post, funcție de cercetător superior, poate să cumuleze ceva didactic dacă are și poate și vrea, dar nu și viceversa tot e posibilă, dar nu trebuie să ne acoperim cu paravanul că în universități, dacă nu faci asta, o să fac cealaltă. Sunt cercetători în universitate care tot numai cercetari fac. Deci nu mai e o specificare. Să nu fie mai mult de 1 și 5. Și e limita legală. Specificarea asta nu trebuie să o repetăm. Este încă un moment. Sunteți în jur de 3.000 de cercetători. Catare, dacă calculul estimativ, acoperă 1.600. Cineva să ai 1.5, dar cineva o să fie. Deci să spun, cineva are de acum 1.5 sau 1. Și practică, cei care în instituție riscă cu funcția, cei care au acum 1, și practică, nu riscă nimic. Aici încă o concretizare care este foarte importantă. Da. În cadrul unui proiect de cercetare, poate o persoană să aibă 1.5, 1.5 în cadrul unui proiect de cercetare. Un cercetător. Un cercetător. Poate. Poate. Dar nu mai mult. Asta de care am pus-o. Noi, comunitatea de țin, sunt formate din două componente. Cercetare academică, cercetare universitară. Acum, în timpul se vorbește despre funcții, completări pentru cercetători. Doamna secretar de stat a spus că la universitate sunt cercetători. ASEAM-ul de la fondare nu a avut un post de cercetător. În 91, când a fost format, nu avem post. Acum apare întrebare. Persoanele care sunt cadre științifico-didactice, deci ei pot cumula doar 0,5%. Și în cazul ăsta, este o condiție că să ai titular cercetător. În cadrul ASEAM-ului, la concret, noi nu avem elegibili, fiindcă nu avem titular cercetător. Aici nu avem titular. Nu e așa. Titular. O să fiți titular cercetător dacă o să faceți parte din echipa de cercetare care a câștigat proiectul și dacă CDSI-ul dumneavoastră o să aprobe schema de încadrare cu N număr de unități de cercetători, deși ala, deși ala, deși ala, urmarea concursului național. Păi, dar în cazul ăsta, când se face echipă de cercetare, când se face echipă de cercetare, se scriu că este cumulat intern. Nu pot fi incluse persoane cu angajarea pe o normă. Fiindcă în cazul ăsta, se scriu persoane concrete. Se scriu. Deci, în cazul ăsta, dacă dumneavoastră sau doamna este profesor la un departament sau la o catedră, ea nu poate fi scrisă cu o normă de 1. E considerat 5. Păi cum? Păi 0,5. Înseamnă că din stat vor fi condiții non-eligibile pentru universități. Trebuie să fie prevăzut ca cadrele științifico-didactice să aibă dreptul să fie angajate nu mai mult de 0,5. Și numărul total... În principiu, această obligație este a directorului organizației. Deci, dumnealor trebuie să țină cont ca personalul să nu dubleze, deci funcția de bază. Dar în metodologie trebuie să fie acceptată participarea echipelor de cercetare cu persoane doar cumulați interne. Cred la 0,5. De ce? Urmarea concursului național de proiecte. Institutele, ORG 2, raportat la fondatorul propriu. Universitățile care sunt ORG 1, au atât autonomie încât nu știu ce să facă cu ea. O să-și reperfecteze schemele de încadrare cu referire la funcțiile științifice, ocupate de cei care fac parte din echipa de cercetare care a câștigat proiectul. Și dacă dumneavoastră o să vă aventurați și o să câștigați, o să ocupați funcția și o să vreți, după aia o să alegeți între proiector sau funcție de consultant, cercetător, consultant, ce-o fi acolo, unitatea asta trebuie să regăsească în schema de încadrare a universității dumneavoastră. Eu vreau să fiu cercetător, consultant sau cum se numește ea, și pe 0,5 să mă duc în ori. Și viceversa, e posibil. Și eu am zis și v-a dat pe post. Persoanele care sunt angajate, asta se vor angaja de la fondare, nu vorbesc cu persoanele care sunt angajate, cercetători, vorbim de plină, nu
Vreau să vă spun că sunt două universități. Vreau persoane încadrate în cercetare. Domnul Curocchino, superic totuși, dar vreau să vă spun că sunt universități care în schema de încadrare au cercetători, experienți și numai cercetători. Dar cei care nu au? Cei care nu au să-și facă urmarea concursului național. Luați loc, domnul Curocchino. Să reținem două momente. Eu, pur și simplu, am simțit că s-au făcut, s-au creat două tari. Două ideologii, de fapt. Est și vest. Așa e. Nu. Două ideologii. Păstrăm infrastructura și toate cadrele de cercetare, sau mergem pe calea europeană și încercăm tot să facem concurs. Știință, adevărat. Strângem niște de excelență. În așa situație, până la urmă, nu trebuie să din multe poți să scenda, să faci de rușinare și conștiință. Eu cumva să vezi o cale pe care mergi. Asta e una. Numărul doi. Până la urmă, eu nu știu ce e bine de menținut poate infrastructura sau de alimentat de excelență. Practic arată că e mai bine de alimentat de excelență. Dar noi deja rețin loc. Dar știm cu ceva, noi toți venim cu niște, știți cum, plânge. Vă scuzați, dar unde-i soluție? Unde-i soluție? Cred că nu sunt plânsul meu, sau plânsie de ne-am adunat pe aici. Ca soluție, una, eu vreau să dați voie să finalizeze. Da, ne auzim. Una. S-a spus că nu are voie un cercetător să fie încadrat în două propuneri de proiect. Consider că asta nu este corect. Și în special nu e corect în privința cercetătorilor tineri, care au timp, forță și putere să facă multe și multe cercetare. Și asta i-ar fi salvat de situația în care ei sunt mai puțin cointeresați în bine. Eu, ca cercetător tânăr, mă pun în locul unui cercetător tânăr. Eu sunt în stare să lucrez pe normă jumătate, luna 65, ziua noaptea, dar să-mi asigur avansarea în cercetare. Asta e unul. Doi, se spune despre consorții și iarăși mă refer la parteneriați și clasteri. Da, da. Consorții de consorții clasteri. Vedeți ce se întâmplă. Dacă angajații acestei instituții sau unități de cercetare în instituții sunt încadrați în realizarea unui proiect, asta automat îi dă calea de aplicare a unui proiect propriu. Vedeți? Și atunci, prevederea asta, eu insist că ea să fie spasă și formulată cumva altfel. Pentru că nici rațional infrastructura nu va fi utilizată, nici cadrele mai rațional nu va fi utilizată și nici interdisciplinaritatea nu va fi asigurată. Mulțumim. Da, vă rog, doamna Coratean. Dacă domnul Vasile poate să... Să fie
este numai la A și la D. Și atât rest, dumneavoastră, cum doriți așa lini. Restricție este la deplasări, 5% din cost. Și 75% din știință. Deci aveți șansă. Aveți șansă. Deplasări 5% din cost. S-au spus 100 de mii, 150 de mii. Cât? Da. Da. Doamna Răgăuz și domn Stratan. Da. Mă scuzați. Datare, s-audă și profesorul. O propunere concretă referitor la expertizarea proiectelor. Ca să fie asigurată continuitatea proiectelor internaționale, de exemplu, Institutul Național de Cercetări Economice, în prezent, are un proiect în cadrul programului Horizont 2020. Totodată, pe parcursul anului acesta, noi ne-am asociat la vreo 3 sau chiar 4 programe COST. Și să fie atribuit un punctaj anumit pentru proiectele, colectivele cărora sunt deja inițiate în aceste proiecte internaționale. Altfel, nu vom putea să asigurăm continuitatea. Dacă, de exemplu, proiectul nu va câștiga, da, nu va trece în expertiză, atunci deci, aceste colective nu vor avea dreptul să continue activitatea în proiecte internaționale. Avem un criteriu special la evaluare, este criteriul de echipă de cercetare. Atunci când scrieți propunerea de proiect, deci descrieți fiecare om în ce proiecte sunt ca să iau un punctaj mai major. Exact către cercetătorii care au nevoie să-și mențină participarea în proiecte internaționale. Și dacă, Doamne ferește, lucru care eu aproape le exclud, dar să zicem, nu se ancorează măcar pe 0,25 într-un proiect național pentru ca să-și mențină acea continuitate sau eventual să poată să participe la altele, Ministerul este în proces de căutare a unei soluții în metodologie de finanțare instituțională. Pentru că asta leagă, într-un fel, cercetătorul de entitate, iar entitatea este cea care îl propulsează în sus la proiecte internaționale. Sunt mult mai multe probleme de rezolvat la metodologie de finanțare instituțională decât la asta de concurs de proiecte, dar noi ne preocupăm și cred că nu o să excludem din circuitul academic cercetătorii performanți. Nu este vorba numai de cercetătorii performanți, este vorba și de tineri. De exemplu, COST, el nu are remunerare. Proiecte COST. Deci nu sunt remunerate deloc. Deci prevăd numai cheltuieli pentru deplasare și tot. Dar totodată este un volum de lucru mare care nu se încadrează în niciun proiect care actual. Și dacă nu o să fie inclus cumva și sau în programele de stat, atunci, în primul rând, nu o să fie motivare pentru a participa în aceste proiecte și totodată există acest pericol de a menține echipa de cercetare în proiecte internaționale. Și ce soluții propuneți dumneavoastră? Să fie atribuit un punctaj anumit pentru colectivele de cercetare care deja au inițiat proiecte internaționale. Există acest criteriu, deci am expus chiar metodologia, ne spune despre acest criteriu, evaluarea echipei. Păi nu, dar pe acolo scrie, se va lua în considerație. Situație, că nu a aplicat, a fost încătrat în proiect internațional. Cu executori, nu să rindu la... Componența echipei, este criteriu de evaluare. Nu numai componența, da? Și, pe sigur, atunci când descriem componența, deci arătăm calificarea fiecare. Doamna Valentina Stratan și apoi domnul Mihai Crăște în picioare și o să nu vă spune. Eu vă mulțumesc și vă salut. Eu reprezint Institutul Oncologic, am fost delegat cu secretarul științific. Este ceea ce suntem noi favorizați, cei care vorbim la această etapă, că la majoritatea întrebărilor pe care le-am avut și am vrut să le ridicăm, ne-ați dat răspuns și avem un răspuns care ne satisface, cel puțin. S-a discutat, nu vă supărați, dar destul de haotic și eu m-am gândit sincer că dacă ne-ați dat 2 săptămâni ca să venim cu propuneri în scris, fiecare conducător de instituție a făcut aceste propuneri, sugestii, dar este bine și acest format și vă mulțumesc că ne-ați invitat și în discuții parcă sunt lucruri și mai clare. Aș fi scris și subscris sub tot ce a ridicat domnul profesor Kulochkin și domnul
domnul profesor Spânu, pentru că mă refer și mă limitez doar la sistemul de sănătate. Și același punct care mă îngrijora domnul Curucin, care l-ați invocat, punctul 8, 3, punctul 8, participarea sau limitare, dar totodată suntem obligați și să înțelegem că suntem strict legați de legea 270, de aceea și eu m-am bucurat la anumite timpuri când spunea că banul o să meargă după cercetător științific și nu va fi limitat, cel care va demonstra că este bun și face știință va fi finanțat. Totodată, doamna Bilei a oferit cuvântul domnului Andrei, da, Andrei, da, și ne-ați spus și ați împărțit un punct de vedere, ați exprimat un punct de vedere pe care îl împărtășesc că în viitor va fi mai bun, mai bine la acest capitol și nu vom limita strict, pentru că eu am acest tabel de salarizare, chiar dacă s-a majorat salarizarea și mulțumim foarte mult că cel puțin a fost această creștere, să recunoaștem că mulți cercetători științifici tineri pe care noi ne dorim să-i avem și să-i păstrăm și, scuzați de expresie, tremurăm asupra lor când auzim că vrea să plece undeva, dar ei sunt cu practica, cu un termen, să zic, al experienței mic și atunci salarizarea respectivă este foarte mică. Pe noi, cei care lucrăm în instituții medicale, ne salvează că mai putem cumula și practica clinică, deci conducerea oferă aceste cumulări. Eu, ca să mă limitez, de ce nu am întrebări, directorul institutului nostru, cred că deja a trimis, după discuțiile care le-am avut, propuneri concrete și mi se pare că este foarte anevoios să prindem amut toate propunerile de mărți care le propunem cu mărunțușuri așa în expunere, chiar este greu pentru dumneavoastră, cred eu. Dar este un început bun, că noi avem o claritate la sfârșit de an, deja spre sfârșit de an, noi avem o claritate cu ce începem anul viitor. Cei care propun scoaterea plafonării totale, într-un moment parcă eram de acord și eu, dar cred că fiecare care propune scoaterea plafonării se gândește, dar eu poate am să câștig și am să câștig mai mulți bani. Dar revenim la ideea că niciodată nu știi cine o să-ți expertizeze proiectul și nu știi dacă vei avea această șansă și atunci te gândești poate mai bine să fii plafonat și atunci este o șansă că instituțiile, mai multe instituții să câștige proiecte. Nu am un răspuns pentru mine dacă urmează să scoatem delimitarea dintre aplicare, proiectele de aplicare și cele fundamentale. Pentru că așa cum a menționat domnul Curucin, cercetarea fundamentală, ea se încheie, de fapt, cu aplicarea în practică. Mă refer aici strict chiar la cercetările moleculare genetice pe care noi le dezvoltăm în ultima perioadă de timp strict necesare în diagnostic și în dezvoltarea tratamentului personalizat și ele au o finalitate cu aplicare. Deci aici urmează încă să vă gândiți dacă păstrăm această delimitare în bani fundamental sau aplicare. Eu mă opresc aici pentru că eu, să vă spun sincer, încă o dată repet acest lucru, s-a discutat atât de detaliat la toate subiectele pe care și noi la Institutul Oncologic le-am discutat. Eu cred că răspunsurile le avem și eu țin să-mi exprim aprecierea pentru faptul că ne țineți la curent, ne-ați lansat pentru dezbatere această metodologie sau condiții de participare la concurs și chiar această discuție se încadrează în pașii concreți pentru a avea o claritate mult mai mare și pentru a menține dezvoltarea științei pe care ne dorim cu toții. Eu mulțumesc. Da, doamnă. Domnul Chihai, am promis, doamnă Svetlana, dacă nu mă vă citesc. Să vorbesc cu domnul Chihai și... Domnul Chihai, vreți să vorbiți sau pur și simplu ne păzăți? Nu știu. Întrebați. În campul de noastră, 207 milioane care sunt departizate, ar ajunge, deci, în mediu, făcând așa un campul, la 1300 de cercetători. Spuneți, probabil, sunt în jur de 3000. Prima întrebare. Ce se întâmplă cu aceia 1700? Ce face cu ei? Să câștigăm, de la Săcurii, de la Săcurii, trebuie ca să știm. Prima întrebare. A doua. Cred că din 2001 am fost în jur de 6000 de angajați în cadrul instituțiilor de prin cadrul Academiei. La 1 ianuarie erau 2300 de angajați, deci de la 6000 la 2300. După optimizare, iarăși,
ce au făcut, ce s-au făcut, ce urmează în viitor și ce va face fondatorul nostru, asta e domnul, ce va face fondatorul nostru cu restul cetățenilor. A treia întrebare, cum până acum au ajuns bani conformiștilor din Cadare și totul este din Atenie, și după ingenioasa reformă, care este, cum să zic eu, pentru binele nostru, 1700 de oameni pleacă, nu știu unde. Și mă refer la instituții care nu au altă alternativă. Reieșind din faptul că toți era foarte dumneavoastră. Îi cu 80%, deci cu 80% mai puțini cheltuieli pentru cercetare în Republica Moldova, în comparație cu media în Dunia, și de 4-5 ori mai puțin cercetători la 1 milion de populație. Dar cine puteți spune dumneavoastră astăzi, dar așteptăm un răspuns concret. Haideți la curtea cu jurați concret. Calculele care au fost plasate aici în acest program exprimate în milioane lei este bugetul actual pe care noi, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor și de la Centrul de Implementare a Reformelor, l-am identificat din salarizarea actuală. Eu n-am făcut calcul fix așa ca dumneavoastră ca să văd când e. Dimineața erau 1500, de-am 1700 rămân fără salariu. Risc să cred că este o ușoară exagerare. Ori banii care sunt aici plasați sunt salariile cercetătorilor actuali. Bugetul unui institut, în afară de cercetători, mai are o groază de capitole de cheltuieli care sunt finanțate de la stat și sunt și ceilalți, ceilalți salariați. Odată cu procesul de optimizare a schemelor de încadrare, nu știu cum a fost posibil, dar am depistat persoane care au 3 salarii sau chiar în același institut, într-un mod așa, suficient de sfidător, sau în 3 instituții diferite, nu m-a deranjat, dar mi-a părut incorrect. Unitățile vacante au fost excluse, s-au făcut rectificări bugetare, la Ministerul Finanțelor banii ăștia tot vin cumva în raportare și tot per cercetător se observă care este rata de finanțare. Cifrele se fac la nivel macro. Fondatorul nu este gata să vă spună că să avem 1700 de cercetători care rămân neimplicați în proiecte de cercetare. O să vedem rezultatele concursului național de proiecte. Pentru ca, în funcție de rezultatele astea, să găsim soluții pentru acel număr care nu e atât de mare, cum ziceți dumneavoastră, în metodologie de finanțare instituțională. Vreau să cer iertare, să rămân la 3 ianuarie și public îmi cer iertare. Nu-i caz, lăsați. Noi căutăm soluții pentru cercetătorii care, nici nu știu cum să zic, nu vor avea norocul să fie bine evaluați sau au fost alții mai buni decât dumnealor și nu vor intra sub nicio formă, în nicio manieră, în niciun proiect de cercetare, Ministerul se gândește la o soluție și o caută în paralel cu concursul național. Dar nu mizați pe asta, pentru că asta va fi o garanție minimă. Nu. Dacă până acum au fost bani, nu. Și avem legea nouă a sănătării, avem listele din cadrare. Vedeți ce a zis domnul Curucchi? Noi nu ne-am înțeles. Domnul Curucchi, dacă ai vorbit la altă parte, mă rog, ești ale alternativă, asta e foarte bine. Dar pentru cineva important în țară, un public, pentru cineva este un accent. Dar ce poate fi important pentru un accent, pentru un filolog, pentru un istoric, pentru... Nu cine există, există pe om în țara asta care să spune că ăsta e cel mai important reșit de faptul că nu sunt asemenea experți, nu sunt. Și nu cred că este corect ce vorbim. Cel mai bun lucru, dar cum funcționa totului la atât de bine până acum, sunt bani. De corectare, prima dată aud cum funcționa atât de bine. Vă rog să mergi și faceți la. Nu ești la modul și sincer, păi s-a putat pe cele urmă. Asta nu s-a putat pe cele urmă. Nimic de mă întâlnă, mai și de-a putat. 80%. De ce nu-i minoră decât întrebarea asta?
nu propune nimic. Nu, estimările dumneavoastră sunt exagerate, nu exagerați. Cred că suntem limitați tot un an salarizare conform legii. Ministerul, în calitate de organ care a elaborat politici, le-a pus oamenii înaintea pereților și am spus-o asta de câteva ori, cu toate ocaziile de fapt. Pereții care se risipesc costă mai mult decât cercetătorii care muncesc. Și nu există nicio manieră de stimulare a cercetătorilor buni care să primească mai mult decât cei care fac cercetare de dragul cercetării sau din inerție. Aceste criterii trebuie să stea la baza redresării, dacă vreți, a cercetării naționale și paralel cu concursul național de proiecte care se referă la oameni performanți, la materia ce nu știe cea mai valoroasă a țării. După aia să ajungem la finanțarea instituțională, adică câți pereți și care e suprafața și câte deretecătoare ne trebuie, deși și munca lor este. Cine va spune că dintre asta e cea mai primată, dar e ca dintre asta e de cât? Întrebarea sacramentală, un expert. Dar, după ce criterii? Ia că întrebați. Expertul evaluează propunerea de proiect și un criteriu, dar un singur criteriu cu toată propunerea de proiect. Există și alte tipuri de criterii. Există componența echipei de cercetare. Deci, componenta aceasta va trebui ca să răspundă la întrebarea cine este fiecare persoană, să fie descris cu cele mai importante merite, realizări pe care le-a făcut. Ultimul acest de proiecte, cât au fost la proiecte? Nu pot să răspund, 36 de proiecte au fost. 36 de propuneri de proiecte au fost în ultimul concurs. Cu bumați? Nu mai. Cu cât timp vrea să le-am ce? Deci, dat fiind faptul că a fost un număr mic de propuneri de proiecte, noi le-am făcut evaluarea timp de o lună de zile. Eu cred că noi acum, vorba doamnei ministru Nicolae Sponofei, care apropo și cere scuze că nu poate fi prezent la ședința de astăzi, evaluăm riscul căderii drogului de sare, în eventualitatea în care o să avem un copil și el o să doarmă acolo lângă sobă un ișor de drogul de sare. Din perspectiva asta, eu vă îndemn, de fapt, să fiți mai constructivi și să ajutați ANCD-ul să-și demareze procedurile, să pășească cu dreptul, să meargă dinamic înainte și faptul că trebuie să întreținem pe toți, indiferent de rezultate, mie mi se pare o abordare din start greșită la care s-a renunțat. O să revenim în ianuarie și o să vedem rezultatele concursului național, o să vedem cât sunt cei care performanți din calea afară n-au obținut o evaluare corectă, dar vă asigur că cei care pierd proiecte sau procese, era să zic cum vine, cei care nu sunt evaluați și nu câștigă concursuri, întotdeauna vor avea dubii chiar dacă evaluarea cei ar fi corectă. Iar cei care câștigă pe nedrept, niciodată nu se plângă. Asta a existat dintotdeauna în regulile unei competențe. Da, tu. Dar unii îl încadrați pe tânărul și ala dacă nu aveți alt proiect instituțional sau pentru tineri, ce dați de lucru acelui tânăr care l-a angajat la institut ca tânăr cercetător? De lucru cu inginer. Păi luați-l inginer și puneți-l pe urmă cercetător stagiar. Și aplicați cu dânsul stagiar în echipa de cercetare, nu luați inginer. Știrea noastră este atribuția directorului organizației. Poftim? Acum luați pe durata proiectului. În proiect el nu este inginer. El nu este. Păi nici într-un proiect acum. Cum îl luați? În proiect sunt numai cercetători. Domnul 2 milioane, cum le împărțiți în pe ramuri? Tot proporțional. Proporțional. Aici ai sus procentele. Adică mai să mai avem la medicină. Păi, dar el este 22 ani, 24. Dacă primul lucru fost pe un institut de cercetare, dacă presupunem că înaintează un proiect independent,
avea dreptul să înainteze proiectul și să include numai unitățile pe care dispune la moment în anul sau putem să extindem colectivele de cercetare dacă avem candidați, dacă putem să extindem. Și dacă dumneavoastră acum nu sunteți angajat nicăieri, dar corespundeți criteriilor unei funcții de cercetare și eu vă doresc să fiți în echipa mea cu care vreau să aplic, vă iau, câștig și vă pun funcția în schema de încadrare și vă angajez pe 4 ani. Svoboda nu e pentru oameni slabi. Domnul Macovei, vă rog. Scuze. Uite rău la mine și eu mă tem. Dar apoi un pic am exagerat decalajul propus în redacția nouă, 2 milioane pentru proiecte independente și 5 milioane pentru clastere. Eu înțeleg ideea că un clastere poate arăta o roadă de sinergie, dar sunt părerea că tot ceea ce se creează artificial nu e viabil. Și de asta aș numi cu propunerea să schimbăm un pic să avem 3 milioane pentru proiecte izbitoare și 4 pentru clasă. Să o luăm mai treptat, nu chiar așa de pus. Fiindcă multe cercetări care sunt anunțate în astea sunt publice, iar tendința de a face din clasă, care de două jumate e finanțat mai mult decât proiecte izbitoare, mai bine am șapte, abordarea poate fi indiferent ce fel de propunere de proiect, de domeniul cercetărilor fundamentale sau aplicative, maximul propunerii este 4 milioane sau 5 milioane. Deci aici putem bine, să... Domnul Pușcașcu, Pușcașcu a spus aceste cifre, deci independent 2 milioane clasele, 5 milioane, deci eu aș putea respecta. Pentru noi este adevărat, pentru agenții este un maraton acest concurs, este într-o nouă configurație. Avem nevoie și de părerea dumneavoastră, pentru că fiecare își cunoaște casa lui mai bine. De ce noi discutăm acest post de propunere în care noi... Dacă scoatem diferența dintre fundamental și aplicativ, s-o scos atunci 4? E suficient. E suficient. 4, da. Și atunci sunt stimulați segmentele mari din cadrul instituțiilor și clusterele care sunt. Înțeleg, clusterele nu sunt. Ei, nu o să fie cu atât mai bine. Deci, s-ar putea să proiectele cu un număr mai mare de tipuri de cercetare, fără prioritate, și atunci este extins internațional. Și ar putea plăti și foarte multe acolo. Să vedeți, nu mai pot luați de lucrurile. Eu n-am terminat, dar și poate mai am încă propunerea de fapt este o întâlnire cu colegii de la medicină. Candidatul competiției este elaborat prin o comunitate cu hotărârea de medicină. Nu putem reproșa nimic, de asta putem vin cu acolo anterior expuse de colegii mei. Păstrând limita de 31 ianuarie, deci poate se mai poate de redus din punct de Thank you.
Doamna Svetlana, vreau să vă spun că contestarea eligibilității nu este prevăzută de lege, este prevăzută de acest calendar și noi, într-un fel, dând din casă, am fost cam împotriva acestei contestări. Eligibilitatea totuși o chestie tehnică, dar dacă pledați pentru menținerea acesteia, ea, de fapt, o leacă prelungește cu două zile termenul de preț, rezultat. Pe asta trei zile de înfria și pentru contestarea rezultatelor expertizei nu sunt legale. Aș pierda pentru expertizare la contestare. Pentru trei zile este foarte puțin, contestul proiect poate să fie plecat undeva, poate să fie bolnav, unde se poate întâmpla și pentru aceste trei zile se pune proiectul. Rugămintea noastră ca acest termen să fie. Bine, dar până la urmă, directul sau, deci cel care depune propunerea de proiect, la fel are dreptul să conteste eligibilitatea. Deci aici avem nevoie de un termen, inclusiv pentru soluționarea. Până la urmă, este un pic mai extins, pentru că eu m-am uitat de marți până joi. La contestare. Dacă se face de marți până joi, nu se trebuie să iar pentru cei care scriu contestare, vă referiți la contestarea rezultatelor finale sau la eligibilități? Rezultatelor finale, eligibilitatea, cum ați menționat dumneavoastră, este eficientă. Eu, de fapt, aș pleda pentru excluderea punctelor 6 și 7 ca să oferim mai mult timp fie propunerilor de proiecte, depunerii fie expertizării acestor, care sunt procese serioase și complexe. Dacă ne uităm la expertize, include data de 6, inclusiv. Eu mă referam la contestare care este pe 17 decembrie până 18 decembrie, de marți până joi, și am zis că dați de marți până luni, că ziua de linie nu potrivește nimic, iar cei care lucrează asupra prezentării contestării vor arăta să ne și ultima de asemenea minute, experiența șoarților publice așa sunt benefice. Întrebarea mea este dacă formularul de elaborare pe cei care este foarte important, va fi și el admis a priori la procesul contestării, pentru că trebuie să fie construit. Da, este în condițiile concursului, inclusiv și formularul de fișe de evaluare, care va fi publicat și ca de obicei, nu-l publicăm. Dar vom avea posibilitatea exact să ne spunem că asupra fișii. Sunt criteriile care sunt aici. Vreau să știți cum este nimic, noi nu l-am văzut. Desigur, vă să le punem acum. Doamna Laurenția, da. Sper că toate propunerile și obiecțiile noastre vor fi luate în calcul, vor atrage atenția colegilor noștri de la NCD. Eu vreau să mă refer cu permisiunea dumneavoastră în final la acestui proiect, la depunerea propunerilor de lucru. Și am o doleanță ca să fie verificată platforma electronică până la demararea acestui concurs, deoarece din practica anilor precedenți este foarte anevoios de depus o propunere de proiect, în special în ultimele zile, când este supra-solicitat și uneori ne putem încadra în acest termen din cauza nefuncționării acestei platforme. În special dacă se presupune ca cercetătorii, instituțiile, unele informații vor fi selectate automat. Ca să avem posibilitatea, poate facem și un orar, ca fiecare instituție să facă, să vină cu informațiile de rigoare, chiar de mâine sau voi mâine, astfel încât această platformă să conțină toate informațiile utile de punerii sau înregistrării propunerii de proiect. Pentru înregistrarea propunerii de proiect este elaborat un ghid, inclusiv video, care este plasat pe pagina web a NCDEA. Colegii la fel responsabili de instructare, da? Sunt la telefon, puteți să veniți pe loc și vă instructați cum să depuneți propunerea. Mulțumesc, mă refeream la funcționalitate și exact, punerea acesteia de a include mai multe propuneri de proiecte compromitente. Uneori suntem nevoiți și în proiectele internaționale chiar
să stăm noaptea, să includem, pentru că este supra-solicitat și nu avem cumva... Vă înțeleg perfect, este o acțiune tehnică pe care o fire omenească nu poate să o rezolve chiar dacă vrem. Ultima zi, toți depun propunerile de proiect. De ce vă încurajez pe parcurs, mă, care sunt sărați, denumirile, numele conducătorului, deci toate aceste înregistrări elementare, le începeți de cu timp. Nu le lăsați pe ultima sută de metri. Le avem și pe suport de hârtie, doamna director. Este adevărat. Este alternativa suportului de hârtie. Puteți, deci de regulă, când se întâmplă probleme tehnice și noi le sesizăm aceste lucruri, noi mai dăm o zi pentru reabilitarea tuturor circunstanțelor. Isau, domnul prorector, nu-i și, Isau. Așa scrie în metodologie, sau pe suport de hârtie. Da. Eu mă uit în legi. Deci nu știu cui îți dau cuvântul. Cred că noastră, că n-ați vorbit până acum. Nu, nu, domnul Mireuță, era vorba de doamnă, așa pe dumneavoastră, fără supărare. Așa e un fel de solidaritate feminină. La Rezultatul scontat, așa, în primul rând, care este descris de hotărârea de guvern 381, da? Deci, la aceste activitățile anterior, exact aceleași activități, deci nu pot fi înscrise într-o nouă propunere de proiect. Am înțeles, dar acum trebuie să revenăm la proiectul care ne-a fost derivat în timp și bani și persoane, am fost expuse... Proiectul este dat pentru un termen. Sunteți obligați să respectați termenii și să-l definitivați la termenul limita. Presupun că o să faceți alte activități în cadrul aceleași priorități, eventual dacă coincide și direcție, fiindcă continuitatea ar însemna nu fac tot așa. Mă scuzați, volumul 3, nu știu că le istorie, dar istoria ce încă nu a venit. Dar trebuie să justificăm cumva banii. Presupun că activitatea dumneavoastră se poate încadra în actualele priorități și direcții de finanțare, astfel încât să justificați ceea ce faceți și rezultatul tot să-l atingeți. Exact. Perfecționarea, modernizarea nu presupune aceleași activități. Deci, cele de urmă le-am uitat. Da, domnul Covei. Am zis că era respectiv ceva și la cofinanțare. Era. De ce e cu ea? Că nu prea... Cofinanțarea nu se fac de banii publici, dar nu e ce înțeleg. De ce este? Actualmente, metodologia nu prevede cofinanțarea, nici pentru privați, și respectiv această cerință nu este. Condițiile este cofinanțare. Nu sunt sigură dacă este pentru transfer tehnologic inclusiv, dar vom reveni atunci când va fi în dezbatere și zice. Dacă mai intrat această propunere, dar nu s-a vorbit. Deci noi am felicitat ca în condiții să fie posibilul ca de fapt un gen de fluctuație colectivului care nu s-a făcut era înainte. Pentru că este imposibil, ai pus echipa la început și să ajungă aceeași echipă până la urmă. Echipa cu fiul de bani, se exista un procent și nu s-a să fie schimbat. Metodologia primită aceste reguli. Avem și metodologie, motive justificate. Puteți, pentru motive justificate, să modificați echipa. Nu este în cerință, dar este în act normativ. Da, vă rog. Doamna secretar de stat, doamna Vedete, eu vreau ca dumneavoastră să ne mai vorbiți despre riscuri și optimizarea lor în perioada post-concurs. Eu mă refer la riscuri de descriptiv a cercetătorilor, că urmează puțin a spus despre lucrul acesta, dar și a riscurilor față de instituțiile de cercetare, fiindcă riscurile pentru universități sunt unele, pentru instituțiile rurale altele, iar pentru instituțiile de cercetare a care este fondator ministerul, sunt altele. Deci, cum vom rezolva riscurile dacă vor apărea ele? Să nu le descriu eu aici.
nu știu cum se traduc românește, pe mire pastuplinii. Ele vor apărea? Nu, dar să nu creatologia s-o rezolvat. E că atunci a să grăi. Gata de... Ca obiect de este. Noi, din ceea ce au abordat întrebarea domnului profesor Meliuț, am trecut. În 2008, Coroane, împreună cu Președintele Academiei, au efectuat reformă optimizării în cadrul instituțiilor ramurale. Și atunci eu am pus întrebarea la noi în sală, că în urma efectuării reformei de optimizare, vor să apară foarte multe întrebări. O parte din colegi s-au disponibilizat din cauza salariilor mici, o parte odată înjudicată și am fost nevoiți pe parcurs să ne restituim, adică banii care îi trebuie guvernul pe atunci să emită în hotărâre și aia 761, care eu emis-o, că rezultatul optimizării vor fi nevoie de atâtea sume de bani pentru restituirea cheltuielilor respective. Asta e unul. A doi, asta trebuie un lucru serios, că în urma reformei, eu de-aia m-am uitat aici și am calculat așa, că în urma alocării surselor pentru proiectele astea, la noi salariile or să devină cum au fost, până la majorarea salariilor cu democrație. Asta eu vă garantez. O parte din colectiv ar trebuia să fie disponibilizată. Ar trebuia să-i achităm. De unde bani? Mai departe. Și ține de forma juridică. Noi am suferit instituțiile ramurale, eu văd că tot stat. La toți le-i bine. Lor pământul lor, au lăsat pământul. La porumbieni, la alții. Și tot la selecție, la genetică, terenurile agricole s-au lăsat. Până la reforma efectuată din 2008 în noiembrie, noi eram la autogestiune. Și s-a pus întrebarea când înaintați. Noi 10 ani de zile am înaintat propuneri. Divizare și trecem la autogestiune. Am întrebat la altă întrebare. Baza tehnică materială. Noi suntem azi gata să nu știm cum mâna întins. Noi suntem apți să ne facem salarii decente și mari. Avem ce? Avem capital uman, avem bază, numai că nu avem tehnică. Dacă aici, baza tehnică materială a unității. În cazul de față, eu spun la modării experimentale, nu laboratorului. În laborator noi mai avem acolo microscopii electronici cu care ne descurcăm. Dar baza tehnică materială, rezultatul creierii a două stațiuni, care pe urmă au ajuns la faliment, le-au dat toată tehnica, toate terenurile le-au dat lor și astăzi institutul îi nevoit să ducă și să roage la stațiuni. De acum acolo noi nimeni, eu arestat cu plăcatul lui toți. Nu le-a dat drumul. Încă nu. Nu. O dat banii înapoi și îi închis. Și el a știut că a luat bani. În fine, eu vreau să vă spun că totuși eu vreau să aud azi. Timp de 10 ani de zile, noi am înaintat propuneri la Ministerul Agriculturii, în cel mai dâns, spuneau că nu-i clar ce ar și cu noi și cu voi de boli. Astăzi, parcă s-au normalizat. Cine la noi e tata, cine e mamă? Fondatorul, cine? Ministerul Agriculturii. Adresa juridică. Ministerul Agriculturii. Bun. Iată mâine să mă duc la Ministerul Agriculturii. Dar ce institut sunteți dumneavoastră? Pe urmă, eu sunt Institutul de Horticultură, vicedirector, știți? Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale. Orbiez de 11 ani. Ești tot, la toate formele. Și nimic, le-am dat și harta. Cu amplasarea unde vrem să ne amplasăm. Luați-vă terenul din prejurul Grenoble, Costujeni, luați-vă și faceți ce vreți. Dar dați-mi terenul să facem cercetare. Noi vrem paralel perspective de 3-4 ani, maxim 5, să trecem la autogestiune cum am fost. Noi lucrăm la cheie, proiect, material sătitor, consultant științific și tot așa mai departe. Și avem salarii. Aveau colaboratorii câte 20, 30, 40 de mii de lei pe lună, în 2008. O dată la stațiune și le spun, de ce nu-i controlați? Lasă să lămurim. Asta, eu vă rog să lămurim. Dacă ați spus la Ministerul Agriculturii, bun,
Mie mi-este ciudat că vă spun asta acum, că dumneavoastră știați că sunteți la Ministerul Agriculturii. Prima dată am udat. Prima dată, în 10 ani, am iau... Fondatorul dumneavoastră este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Aveți un document de politici care, ca prin minuni, a fost adoptat mult mai repede și înainte celui național. Sper că nu-l contrazic. Vă spuneați, noi am fost aceia care am înaintat deodată, în 2009, 2010, 2011, propune de optimizare, reorganizare și cum trebuie să lucrăm, să activăm. Până în ziua de azi, nimic. Și dumneavoastră spuneți că suntem limitați. E clar că suntem limitați. E clar. Tot s-a furat. Ia că ce? Bumacov e în Japonia, în loc șase la Dubau. Dar totul vândut el, la stațiuni. Tot el a vândut. Și aici, la corupție, nu știu, la Zaladu și Mâncătuș. Costul ministru, mă acolo. Să știți că despre posibilitatea colectării venitului sau obținerii veniturilor colectate, noi să revenim asupra acestei probleme și în contextul finanțării instituționale și în contextul, așa zis, cofinanțării, care, apropo, doar la nivel generic este prevăzută. O să vedem dacă o reflectăm în acest anunț. Dar, pe lângă cricduși, hai să zicem, tot românește, dacă tot ne-am pornit, am constatat cu tristețe că în procesul ăsta de reformare am dorit să oferim autonomie instituțiilor pe care le-am preluat, doar administrativ, nu ne-am amestecat în conținutul de cercetare, fiindcă asta e până dumneavoastră, și m-am ciocnit de o rezervă insurmontabilă. Nu ne vrem cu autonomie, ne-au spus cei care au fost la Academie și au acum la nu știu de ce, noi să revenim asupra acestei probleme. Ori autonomia presupune libertate, independență și responsabilitate și disciplină, inclusiv financiară și calcularea propriilor eforturi exprimate în bani și venituri colectate. Numai domnul Miriu, săracul tot vine și ne roagă. Completați-mi hotărârea de zi că vreau să aduc venituri. Dar nu este simplu, trebuie să o facem pentru toți odată. Și pentru dumneavoastră, dacă ați fi de acord, fondatorul dumneavoastră. Am o întrebare tare simplu. Da, eu mă fi spus. Deci eu am întrebat de pe genul. Pentru că eu sau altul care și am venit la Vărășan să sunt doctorat, da? Am doar de ce să dar gândit în cazul că nu trebuie proiectul de concurs, să mai toată, ce va fi? Ei sunt în școală doctorală. Păi sunt în școală doctorală. Cum? Cum? Atât, păi sunt în școala doctorală. Nu știi cum. Dar dumneavoastră le-ați promis că proiectul care se termine în 2019 și a continui până în 2023? El a intrat în doctorantură pe 4 ani. Sunt de acord. Și și 4 ani au fost 2018 și a început, da? Nu. Când au început cei 4 ani? În 2018 sau 2019? În 2017. Fiecare plus 4, mai aveți o leagă. Și și la așa eu o să mă gândesc, dar nu sunt gata să vă dau un răspuns. Dar aceia care nu sunt chiar așa anul acesta. Deci doctorantura este nivelul 3 din instruire universitară, așa facem. Da. Tu ce ești la pensie și... Sunt școală doctorală. Da. Mai avem întrebări? Da, da. Noi o să ținem... Ei nu vă cred. Aici unde e cu vârsta. O? Când ies la 80? Eu vorbesc din instituțiile ramurale. Ce nu ați în vedere când spuneți ramurale? Chilteți ramurale. Instituțiile care se ocupă cu cercetări în agricultură. Și poate prin glot, prin ploaie, prin vânt. Cei de la medicină sunt tot ramurale. Haideam. Așa e și. Cota parte a tinerilor cercetători până la 40, până la 35%. 35 de ani. 35 de ani. El până și cu excepție, iar pentru instituțiile ramurale, 40. Asta vreau să propuneți? Da. Ani sau procenti? 40. E ani sau procenti? 40 de ani. Tineret în agricultură, acum nu vine. Și noi, dar cu care probleme? Există niște reglementări internaționale care spun ce înseamnă și tânăr. Nu e chiar corect, dar trebuie respectat. Nu e respectat liberalizarea importului. Și ne-au năvălit cu material sanitar și am mai avut de capul nostru boli și vrei
cu fructe, cu legume, trumez un pachet de suc, mă domnesc și tot așa mai departe, dar sfinților. Acum nu mai este această limitare la acest concurs și este exclusă această condiție. Eu v-am dat răspuns la ce este. Da, și noi zicem că propunerea noastră, deci o luăm în considerație, dar la acest concurs este exclusă această condiție, pe viitor ne vom gândi. Eu, pe ca voi, am zis, noi am fi mai eligibili cei de la medicină să propunem această modificare. Deoarece studentul la medicină studiază 6 ani plus 5 ani de rezidențiat și abia la 30 de ani, over 30 de ani, vine să intre în cercetare. Deci, asta e una la mână. Doi la mână. Era aici când... Am înțeles că s-o scos. Deci, dar spuneam că suntem mai eligibili. Deci, spuneați că anul ăsta s-a rectificat bugetul cu 22 de milioane. A fost pentru anul 19. Așa, înseamnă că aici 22 înmulțit cu 4. For. Suma asta plus 22 va crește 21, anual. 22, 23 cu procentajul care e scris aici. Ok, 88. Tipa. Total, 4 ani. Deci această sumă de 207 milioane este anuală. Anual plus pentru toate 227. Păi, dar înseamnă că nu scrie aici cuantumul total al mijloacelor financiare destinate pentru finanțarea proiectelor 207. Înseamnă că trebuie scris anual. Fiindcă în acest document, făcut la 1 august, nu era clar cât o să dea Bojica, adică Ministerul Finanțelor, și o să blagoslovească Parlamentul în legea rectificării. Acum e clar, noi am disemnat deja pe institut, sper că Ministerul Agriculturii și Sănătății de asemenea a primit rectificări și noi și să le adunăm, adică suma e mai mare, vreo 20 de milioane. Coftim? Din anul ăsta treci pe an? Nu, rămâne din 2020. Zori, mersi, Bojica au clarificat. Acum, deci era încă o întrebare... Asta e pentru salarizare și ne ajungi până la sfârșit de an, deci, respectiv e 2020. Probabil. Era întrebare pentru... independente și clustere. Dumneavoastră vreți să le schimbați. Deci în medicină... Deoarece în medicină sunt nouă institute, totuși, nouă institute independente. Vreți, așa o să aplicați. Plus Universitatea de Medicină. Plus domn Miriuță, el vrea tot la medicină să depună, cât din medicină să trage. Și... până la urmă, și până la urmă vor fi 10. 10 la număr. Adică sunt nevoiți oarecum să fac clustere. Fără clustere nu... Mă bucur că ați înțeles asta. Deci, ok, aceasta era întrebarea. Și a treia întrebare, mai mică, dar cumva ați clarificat-o. Deci era că, noi dacă includem cadrele universitare care sunt asistenți universitari. Noi suntem eligibili să-i includem în proiect, deoarece prin ei facem aplicativitatea în clinici, în diferite clinici, diverse clinici, ok? Deci, dar el ca atare nu are... Apropo, colegul nostru de la SEM, undeva în codul științei sau codul educației scrie echivalare și înseamnă lector și cercetare și... Păi asta era... Da, au fost. A să-i faceți pe viitor. Ca să fie angajat în proiectele să aibă prioritate, dacă se angajează cu 0,5, plus o unitate. Bine, în cazul ăsta, când se angajează 0,5, în primul rând crește numărul de cercetători în anul proiectului, dar unii universități nu au posibilitate să angajeze pe unitate. Când au posibilitatea asta, deja problema autonomiei dumnealor. Asta nu este doamna... Da, da. Deci, Ministerul nu aprobă statele noi cu persoane dacă nu este finanțat. Eu mă întâlnim eu o cerere. Noi vorbim despre obținerea finanțării și dacă obțineți, o să aprobe acea schemă de încadrare. De-am obosit, de-am și eu am înțeles. Deci, și ultima, punctul 5, aș vrea să vă bucur totuși. Aș vrea totuși să vă bucur. Mulți ani la rând noi eram primii aproape că în lume, după numărul de brevete. Dar aseară am aflat că noi suntem cei mai eficienți din lume după numărul de articole cu impact factor. Cele mai slab plătiți, costul cel mai mic. Să ne gândim la metodologie de finanțare la acest.
Eu sunt sigur că întrebările nu s-au epuizat, sunt sigur. Ele vor mai fi, vor mai apărea, vom găsi soluții, vom face schimb de opinii, vom demara acest proces și vă îndemn și vă rog foarte frumos să nu căutați motive de a tergiversa, că nu ne întoarcem la ce a fost. Eu știu că înainte a fost mai ghinic, că e ghine așa cum a fost. Eu am să împart după cum mi-e drag în ei și am să zic că a fost concurs. Nu mizați pe asta, haideți să facem un concurs adevărat. Haideți să-i prețuim pe cei care sunt cercetători veritabili. Haideți să avem curaj și să ne uităm la cei care au stat în spatele nostru ani de zile și nu s-o mișă de sus, câțiva. Dacă o să vreți să-i luați în echipele de cercetare, vă asumați acest risc. Haideți să nu ne temem de universități și nu inventăm fobii ca să zicem că eu mă tem că o să mă uniți, nu o să vă unească nimeni. Mă tem ca să mă lichidați, n-aș face concurs la funcție de director dacă lichidez, vă mereuți, n-aveți să faci concurs. Haideți să ne uităm cu ochii larg deschiși la viitor. Când ne ridicăm pe loc drept, oricum o să ne ridicăm și o să fim mai tari. Eu sper noi în 31 decembrie să avem claritate ca în 1 ianuarie, după și facem sărbătorii pe vechi, adică pe vechi, să putem să încheiem contracte și să facem scheme de încadrare pe nou și la universități, atât și la instituții de cercetare. Eu tare vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru tonalitățile nu tocmai academice, dar știu că astea fac mai mare impact factorul înțelegerii. Sper să avem o distribuire eficientă, corectă și asta să ne aducă nouă plăcerea muncii bine făcute. Sănătate tuturor! Și vreau să vă mulțumesc, astfel încât să demonstrăm că cercetarea este capul mesii. Mulțumesc! Interesant! Da, dacă m-ați rotund...